Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului În Dodi. Noi ne-am adunat astăzi ca să vorbim despre următoarele trei capitole din cartea lui David Friedman, Mașinăria Libertății. Capitolele numindu-se Problema Grea, Reloaded, sau partea a doua, apropierea inițială, o scurtă incursiune în filosofia morală și statul asistențial și imigrația, privite dintr-o altă perspectivă. Înainte de a începe discuția, o să vă rugăm jos, există un buton de like, vă rugăm să-l apăsați cu această ocazie ca să se răspândească videoclipul în algoritmul YouTube-ului. Ați apăsat? Mai stăm! Nu plecăm de aici, mai stăm! Hai, apăsați, ca să putem să facem și noi emisiunea în continuare. Alături jos o să găsiți un buton de subscribe, în care iarăși vă recomand să-l apăsați, inclusiv clopoțelul de lângă, dacă vreți să mai aflați de noi când mai punem vreun video sau vreo postare pe pagina de community. Dacă vă uitați în descrierea videoclipului, o să găsiți în live niște întrebări. După live o să găsiți și niște timestamp-uri la care încercăm să răspund, în care încercăm să răspundem la aceste întrebări. De asemenea, o să găsiți link-uri către alte prezențe în Dodi pe internetul ăsta mare și vast și niște link-uri mai subtile, așa, dacă pentru oamenii deștepți care vor să contribuie cu fonduri să susțină emisiunea noastră, Patreon, Crypto, ce se nimerește. În următorul capitol pe care îl vom discuta astăzi, David Friedman reia problema apărării societății anarhocapitaliste. Să nu zic asta. Statului, că n-ar mai fi. Și față de soluțiile pe care le-a dat în prima ediție, acum, după anul 2000, el încearcă să îmbine o armată de miliții disparate cu o armată de profesioniști. Și consideră că reușește să demonstreze prin păstrând principiile anarhocapitaliste, să găsească o soluție cum s-ar forma o astfel de armată care să depărteze pericolele externe. Și o dată se uită la o poveste de Rudyard Kipling, după aia se uită la paintball și la al doilea amendament din Constituția Americii. Și el consideră că, domne, prima oară ia cazul miliților, cum s-ar forma aceste miliții. Face un calcul financiar și spune că, domne, în America vreo 300 sau 400 milioane de dolari anual oamenii se joacă paintball sau alte jocuri de tipul ăsta. Și deci cu antrenamentul cu milițiile am scăpat. Nu mai trebuie să finanțăm, nu mai trebuie să pregătim niște miliții de amatori. Nu neapărat profesioniști. Deci cu arme de calibru mic, să zic așa. Nu cu tancuri sau cu avioane supersonice. Inclusiv David Friedman are niște arme... un scut și o sabie de lemn pe care le întreține în fiecare an și iese la joacă să se lupte cu dușmani imaginari din când în când. Da, că el e pasionat de reinstanțierea unor lupte din epoca medievală. Da. Asta e partea de cultural reenactment, nu? Da. Bine, o întrebare e dacă ăștia cu jocurile s-ar cotiza și la militarie autentică. Care? Ăștia cu... Care se joacă pe calculator cu jocuri de armată. Cu ăștia cu paintball-ul, știi? Ah. Că el zice, uite, sunt atâția care se joacă. Unii dintre ei, da. Unii dintre ei chiar da. Da, dar ar fi majoritar. Păi da, nu ziceai tu că nu trebuie să fie majoritar? Trebuie să fie de ajuns. cu ceva vreme. Păi, lăsați asta, zic, majoritatea. Nu pot să știu. Pentru argumentul lui ar trebui să fie o majoritate. Da, dar chiar dacă pentru nu... Pentru că dacă se joacă pe consolă, dar n-ar intra și în ring... Da. Auzi, dar cred că mai contează și cât de
gravă și cât de credibilă este o amenințare. Adică dacă zici, vai, o să ne atace Oltenia, lumea poate să zică, come on, încă nu s-a întâmplat nimic, potoliți-vă, nu dăm bani, nu ne agităm. Dacă zic, vai, o să intre nu știu ce isterici, da, atunci s-ar activa alți oameni care într-o instanță n-ar plăti, nu s-ar antrena, în altă instanță ar zice, bă, asta chiar e serioasă, hai să facem. N-ai de unde să știi. Părerea mea este că atunci când te joci jocuri astea paintball, de obicei încerci să treci la nivele din ce în ce mai înalte, știi? Să fie cât mai aproape cu o chestie reală, știi? Ah, asta fiind favoarea lui. Da, deci, ok, m-am jucat când am fost copil, am tras de 3 ori, acum, la 30 de ani, 40 de ani, m-am săturat de aceleași chestii copilărești. Vreau o chestie mai așa, da. Să mai și usure un pic sau să fie o chestie mai strategică, da? Te duci nu într-o sală cu trei stâlpi unde de unde să te ascunzi, știi? Vrei o chestie mai reală printr-o... Ei sunt în principal pentru ăștia care vor să dea o lovitură de stat, pentru armată. Ideea asta te protejează. Da. Miliția. Miliția asta. Da. Asta e riscul. Ok, se bagă și la invazie externă, dar ținta capitolului asta e, să țină în frâu... Armata profesionistă, de care n-am vorbit până, da. Și armata profesionistă, cum ar fi finanțată? Deci, o dată trebuie să aibă o pregătire serioasă, oamenii ăștia, inclusiv ei înșiși, dar inclusiv să îi coordoneze, în cazul în care ar apărea un pericol extern, să-i coordoneze pe ăștia din miliții. Voi detașamentul ăsta, vedeți acolo. Al doilea lucru care trebuie finanțat în armata profesionistă reprezintă armele grele. Specializate. Echipamentele serioase. Și până aici o devit firmă prin charity, prin caritate, pur și simplu. Poate să fie, și nu trece el prin ele, dar vin subiectul greu, putem să ne imaginăm foarte bine că o să fie finanțate ca orice alte lucruri care se finanțează. Poate să fie abonamente, freemium models, orice, chestii la care nu ne gândim noi acum. Da. Cineva inventează un model de business pentru lucrurile astea care sunt super specializate. Plus că, cum discutam eu cu Costel la trecută, modelul ăsta de al unor firme, și el pomenește aici pe Apple, care organizează anual niște chestii patriotice. Ce seristă, știi? Da. Nu e o chestie de când dai cu banul să te apere, știi? Nu e o chestie de CSR, că uite, suntem patrioți, nu știu ce. Da. Cum fac ăștia cu mediul? Uite, sunt o grămadă de domenii în care ai oamenii poate să-și aleagă soluțiile și care se referă la chestii pe termen lung. Că te gândești că asta e o armată, are mai mulți ramuri, de ce e grea. Unul, că trebuie să fie pe termen lung. Doi, că e pe o zonă vastă de acțiune geografică. Și trei, că trebuie să ai o super specializare. Nu echipa asta de specialiști. Și sunt de domenii din astea unde oamenii tot timpul se gândesc, vai, dar eu nu mă pricep, nu mă bag la justiție, la apără armată. Sunt niște vârfuri acolo în care eu nu pot să-mi dau cu părerea. Dar o soluție onorabilă, ca și la poliție. Nu, cine prinde cel mai bine hoții? E un fost hoț. Cine apără stâna? Un fost lup, un câine. Tu decizi ca și consumator, nu decizi ca și producător. Așa cum la Apple, exact. Nu știi cum să faci un telefon, știu alții. Da. Dar tu decizi ca și consumator, știi? Poți să decizi. Nu, dar și uite, la telefoane. Deci eu nu mă pricep, o fi bun telefonul ăsta, ajungi să ai niște experți care sunt de partea ta, că asta e cheia la ce vreau să zic. Experimentezi, ăsta e filtru. Să zicem că le e frică să experimentezi la apărare, că poți să mori. Atunci nu avem timp, n-ai de experimentat, că murim, aoleo, nu știu ce. Foarte bine, ia-ți specialiști în apropierea ta care să-ți traducă sau în care tu să ai încredere că el îi verifică pe aia de mai de sus. Nu? Practic, în loc să ai o rupere din asta ca acum între populație și super specialiștii din justiție, apărare, tralala, ascultați-i pe aia, s-a hotărât, faceți, ai putea să ai cel puțin un nivel de oameni specializați, să nu-i numim încă specialiști, care să-ți traducă
Și să fie de partea ta. Stelele Michelin sau cine? Nu, mă, gen, da. No. Bine, mă, stelele Michelin sunt... Da, mi se pare interesant modelul ăsta, dacă stau să-l... Asta nu prea are legătură cu subiectul, dar e endodic. Da. Dacă stau să mă gândesc la modelul de astăzi, da, și tu spui că e rupere foarte mare între super specialiști, așa și plevușcă, te uiți că totuși canalele de manipulare ale plevușcii sunt, știi, sunt date prin super specialiștii ăștia și mă gândeam... Cumva, dacă ar putea, dacă ce descrii tu, formându-se așa, bottom-up, după aia nu poate să fie coruptă de sus în jos, ca să răspundească și mai bine, să răspundească și mai bine manipularea. Nu, asta, într-adevăr, poți, cred că pericole se întâmplă asta, cred că se și întâmplă, adică vezi că un influencer, eu nu știu ce, te duci și nu vrei să faci reclamă aur sau nu vrei să nu știu. Nu, într-adevăr, de pericole sunt mereu. De aia e o problemă grea pentru mine. Este că oamenii, ca să fie liberi, trebuie să fie mereu vigilenți, mereu să-și găsească oameni specialiști pe care să-i angajeze, să fie de partea lor, să le apere interesele, sau să se specializeze chiar ei, dacă sunt înclinați în felul ăsta. Eu aș rămâne la asta a testării. Eu cred că poți testa așa cum testezi un croissant, știi? Adică nu cred în... Uite câte război au fost catastrofice. Nu au venit și au ras pe alții. Cum, nu știu dacă a fost doar un... Cum definești catastrofă? Rar de tot. Știi? Vin rușii și omoră toți români. Ok, hai să vedem. Toți. Războaiele punice. L-ai băgat în istorie. A fost normal? A fost normal? Ok, războaiele. Cruciadele din Europa. Din Europa. Eliminarea catarilor, bezierilor din Franța. Mongolia când... Mongolii care au ras jumătate de lume au pus capete în țepe în jurul Bagdadului. Nu i-ai ras pe toți. Și teoretic și nemții ar fi vrut să facă asta, dar n-au avut succes. Și rușii ar fi vrut să facă asta, dar nu l-au lăsat americanii. Chestii posibile, chestii reale și cât sunt ele de generalizabile și de probabile. O să vezi că nu e chiar așa. Deci chiar dacă dă cu bombe nucleare, tot rămân trei oameni acolo. Frica individuală este să nu moară fiecare și atunci zic, vreau o soluție în care să nu mor eu. Tendința, etatismul e să creeze catastrofe. Uite, dacă liberalizăm marijuana, vom deveni toți dependenți, care e poziția etatistă? Poziția etatistă e că da. Și o să fie haos în societate. 100% vom fi dependenți de cocaină, toți. Deci imediat, cum s-a anunțat legea. Corect. Nici n-ajung până la metro, că mi-au pe drum, știi? La fel există tendința asta de catastrofizare și la armată, știi? E o singură mutare, știi? Da. Nu există. Și de-aia ziceam, nu, or fi fost două, trei de exterminare, știi? Și acolo e de discutat, mie, că-ți vine un istoric și noi se arată că la Cruciade n-a fost chiar așa. Noi suntem de acord cu poziția, da, dar încercăm să răspundem la fricile uzuale, să le numim. Păi nu, da, dar e bine de pus. O încercare de răspuns e grosimea fricii, știi? Cât de frica știe de... Cât de groasă e. Înțelegi? La pandemie. A avut dreptate englezul ăla că vor muri pe capete, știi? Evident că nu. A avut, știi? Da. Păi da, dar baza măsurilor tocmai asta era. Pentru că dacă zici, doamne, dacă se legalizează cocaina, se droghează 500 de cocainomani în România și dacă se legalizează, nu știu, de 10 ori, știi? Nu mai e așa de speriat. 5.000 de oameni, dă-i mă să știu. Nu e. În timp ce dacă zici toți, mergi pe stradă, sunt oameni căzuți și... Plus că, uite, hai să dacă ai zis de cocaină, să povestim din nou experimentul ăla. Deci ai niște șoareci care aveau un buton și puteau să își tragă droguri, whatever, nu mai știu ce era. Și deci, ce făceau? Deci era legal. Legal și gratis, cum ar veni. Da, legal și gratis. Și ce făcea șoarecele la apă? S-a într-una până când murea. S-a drogat până murea. După aia ăștia experimentatorii s-au gândit, bine, dar șoarecele nu trăiește în cușca asta în care îl punem noi. Hai să-l punem într-un mediu bun de șoareci, în care să joacă, să întâlnesc cu alții, au mâncare, nu știu ce. Și ce s-a întâmplat? Uneori se mai duceau, mai apăsau și își mai trăgeau droguri, nu se mai drogau mereu și nu a mai murit niciunul. Ce înțelegem de aici? Că s-ar putea ca o societate sănătoasă
să susțină oamenii să fie sănătoși și să nu mai apeleze la chestii de-astea. Etatiștii tocmai cu asta câștigă, știi, pe cartea asta. Uite, există Nu, sau extrapolând, o societate sănătoasă până și șoarecii ține în viață. Da, da. Cu droguri. Nu. Da. Dar rămite oamenii. Da, exact, care mai și aleg. Deci există tendința asta la conservator, nu mai zic, sau mai degrabă la conservator, de a urâți ființa umană, știi, de a o vedea ca mult mai degenerată decât ești. Uite, dacă luăm, uite, mă gândesc la ce zicea Vlad Topan, domnule, nu poți construi libertarianism cu oameni vicioși. Uh-huh. Dar că ei sunt vicioși, introduc statul, să zicem, aia capitalism, ei sunt atât de vicioși încât introduc chiar statul. De ce? Că sunt căzuți, sunt decăzuți. Uh-huh. Și o întrebare, cât de vicios e omul, știi? Uh-huh. Deci ai spune că majoritatea oamenilor de aia sunt dezaxați, sunt degenerați? Nu. Deci nu sunt, nu? Majoritatea? Nu. Sau ai putea să iei un fel, știi cum e graficul ăla cu bogații și săracii și cine-s dușmanii? Și de fapt dușmanii sunt o parte din bogați și o parte din săraci care vor să le controleze. Și aici la fel. Cât de degenerați? Depinde, așa... Fiecare are cât un pic de probleme. Putem cădea de acord pe... Dar în agregat, e mai multă degenerare sau mai puțină? Și eu aș zice că e mai puțină. Oamenii sunt mai în mințile lor. Da, și pe asta actuală. Zici, domnule, gândește-te la reproșul ăsta al conservatorilor, la libertarianism, că ei nedorind să-ți impună... Bine, nu zic asta. Să-ți impună un stil de viață. La limită și asta poate fi combătută. Poți spune că și libertarienii vor să-ți impună un stil de viață tolerant. Uh-huh. Și nu în sensul de toleranță represivă. Nu, toleranță pe bune, știi? Adică permiți chestii care nu-ți plac. Asta înseamnă toleranță. Nu înseamnă să permiți chestii care îți plac. Aia nu e toleranță. Da. Ok, și e tendința asta de a îngroșa, uite, libertarienii, nefiind creștini, să zicem, prin ideologie, să zicem, nu că nu știu ei, pot fi creștini. Da. Lipsește chestia asta și o să-ți iasă o chestie găunoasă, știi? Piața aia morală... Păi cite Sandra Brown, deci le lipsesc virtuțile astea care să-ți facă societatea, știi? Păi, de chestia asta se leagă și Friedman în capitolul ăsta și spune, domne, dacă ne uităm în povestirea lui Rudyard Kipling, acolo este descrisă o societate în care oamenilor le place să se angajeze să se joace de-a război. Și la școală și în timpul liber, toată lumea, în loc de fotbal și celelalte sporturi, practică mult chestia asta. Deci trebuie să ai și o cultură în care războiul să mai fie privit așa de acum. Mai să nu deținem arme, mai să nu ne uităm la violența folosită în mod defensiv ca la ceva, ca la spărem din afara preocupărilor noastre. Și atunci poți să ai și masă de oameni care să fie activată la momentul oportun. Multe lucruri care vrei să fie îngrijite trebuie îngrijite cu fermitate. Dacă faci oameni slabi, nu o să ai fermitatea aia care să țină lucrurile funcționând. Da. Este că nu e neapărat nevoie de violență, e nevoie de o formă de fermitate. Da. Mă gândesc, avem o armată profesionistă și avem, o să ajungă un dictator, să zicem, la conducerea unei societăți. Dacă nu ai oameni care să fie familiarizați cu arme de foc, cu război, să zicem, cu lupta într-un conflict armat modern, poți să ai mari șanse să o dată să previi, a doua oară să dai jos pe dictatorul respectiv care zicem s-ar fi urcat la conducere cu ajutorul armatei. Bine, aici, Ana, oarecum putem să dăm și exemple istorice. Aici lumea când aude de povestea asta cu junta militară se gândește, evident, și junta, da, vine din același loc, se gândește la primul la războiul civil spaniol, în al doilea rând la revoluțiile de prin Chile, de prin Argentina, idei gen fasciste. Nu e neapărat adevărat, da? Teoretic, și Iliescu
a fost adus la putere de armată, dar armata e cu noi. Da? Și de o huntă de generali. Huntă însemnând venind de la juntos, împreună, together. Da? A fost ales cu 90% oricum. Da, mă rog, a fost ales. A fost... A fost, ce să mai... Dar chiar, la Pinochet cum era? Avea susținere? Uite, asta nu... Pinochet a avut susținere. A avut Adică se știe ceva, sondaje. Stai, te referi la... Păi până și astăzi. Jumate din Chile îl regretă. Deci, 50% din chilieni îl regretă și astăzi. Gândesc atunci. Bine, nu puteai să faci sondaje. Dar puteai să iei. Da, într-o cârjă, mă puteai să ții o... E adevărat, dar poți să te iei după numărul de, după numărul de dispăruți și morți și parașutați și așa, că e vorba aia, e... Asta zic, sunt foarte puțini, mai ales comparativ cu dictaturile de stânga din aceeași perioadă. Murphy zicea vreo 3.000. Cu totul. Care, da, la ruși era încălzire, era. Și lasă la ruși, la noi. La noi, da. Chiar și la noi. La noi, nu știu, mult mai mulți de atât. Câte, 100.000 sau... Da, da, cel puțin, da, pe acolo, da. Exemplul lui 100.000 e mult. Da. Auzi, știi ce se întâmplă de multe ori cu susținerea? Păi cum că a avut susținere? Deci mecanismul politic de obicei este vine cineva și propune o chestie, oamenii zic da, ne place felul, puterea, fermitatea, caracterul, nevoia de duritate a acestui personaj. Dar nu-și dau seama că el nu o să se ocupe doar de lucrul ăla. Deci oamenii zic, ne trebuie nu știu ce ordine în societate, să vină Țepeș. Dar Țepeș nu o să facă doar ordinea aia la care te gândești tu, o să facă ordine cum vrea el peste tot. Cred că ăsta e secretul lui Putin, nu? Da. Sau a fost. Sau, mă rog, nu știu cât mai e. Ca Țepeș se ocupe de sănătate sau de educație. Ca sfat pentru oamenii cărora le place... Ai luat un 4? Spuneam ca sfat pentru oamenii cărora le place cu strongman leadership și să ne ducă cu o mână de fier, pot să vă dau următorul sfat. Atunci când vă gândiți la un candidat care să conducă România cu o mână de fier, fiți sigur că alegeți candidatul cu care sunteți de acord să vă dicteze la ce oră vă culcați din seara, de câte ori aveți voie să faceți sex cu nevasta și eventual de câte ori trebuie nevasta să facă sex cu alții. Că așa se conduce cu o mână de fier. Sau câți copii trebuie să facă. Sau câți copii trebuie să dați la cloacă. Mai bine așa. Nu să-ți imaginezi că va fi un prieten sau o persoană cu care tu ești de acord. Nu, asta nu ține. Gândește-te la cineva cu care nu ești de acord că va fi acel dictator. Asta nu ține, că sunt toți stângiștii sunt în disonanță cognitivă. Ei vor, trebuie să tragem de puteri, să aibă guvernul, puteri și hop, vine unul ca Trump. Și după aia vezi că nu mai știu cum să țipe până stradă. Că aoleo, ce puteri de dictator are. Nu le-ați dat voi, mă! Bine, da. Nu folosesc. E ca PSD-ul, păi am fost ales. Da. Nu folosesc, nu zic asta, știi, să dăm statului mai multă putere. Nu o să vezi Occupy Wall Street. Mai multă putere pentru... Cum să nu? Ei se văd ca... Nu zic explicit. Așa. Mai multă educație, mai multă sănătate. Dar ne-ai văzut pe grup până și la noi, pe canalul de Telegram, mai trece cât un troll de ăsta pierdut care zice că, domne, trebuie să se ocupe statul să reglementeze mai mult. Nu zice mai multă putere. Păi, chiar dacă zice mai multă reglementare, el nu e libertar. Păi dacă el e pro și nu înțelege că reglementarea înseamnă mai multă putere... Plus că nici reglementare, nu s-au usut comisarii europeni spunând trebuie să... Mai multă reglementare. Nu, dar auzi... E nevoie de mai multă armonie. Auzi parlament. Auzi parlamentarii europeni zicând că e nevoie de mai multă cedare de suveranitate. Da? Ce înseamnă asta? Mai multă putere la centru. Centralizare, chestii de genul ăsta. Zic more Europe. Da. More Europe. Bine, tu înțelegi? Noi înțelegem, da. Unii înțeleg, unii nu. Înțelegeți, fraților, și voi. Iar dacă te gândești la lideri ăștia autoritari, ei nu zic, domne, o să spun la câste cruci sau... Nu îi spun, ți-au vagabonții de pe străzi?
Da. Infracționalitatea aia. Da. Care asta sună bine, știi? Da, adică, da, da. Și sună foarte bine, dar absolut toți încep așa și termină cu la ce oră trebuie să te culci, de câte ori ai voie să faci cu nevasta și tot ce am zis mai devreme. Încep, dar întotdeauna o să ajungă în partea aia. Se întinde asta. Da. Dar acum cu legat de recentele falimente ale băncilor, așa. Chiar s-a spus mai multă reglementare. Unde băncile iarăși au luat o razna, da. Ne avem nevoie, într-adevăr, iarăși de mai multă reglementare. S-a zis, da. Inclusiv s-a dat vina pe Trump că a abrogat niște legi date de Obama sau cine a fost. Da, da, nu sunt așa de negativ ca atunci când ai spune reglementarea curburii bananei. Nu, reglementare în sensul că piața e instabilă și creează crize și noi o ținem. E un sens pozitiv. Piața e instabilă. Ok, hai să vedem cu... Stai așa. De înainte să trecem la următorul. Stai că n-am terminat, mi se pare că nici n-am fixat. Dom'le, de ce vrea? Care e ideea? De ce? Care era problema? Ce-l mâna pe... Cum ne apărăm? Sunt două probleme care se bat cap în cap. Avem apărarea față de o putere externă și a doua, cum ne apărăm față de armata permanentă profesionistă a puterii în cazul în care o ia razna. Da. Asta combinația asta între armata de miliții și armata profesionistă și proporția dintre ele să fie mai numeroasă aia cu milițiile mult mai numeroasă rezolvă ambele. Pentru că dacă aveai, ai cinci multinaționale, să zicem, ai collusion, știi? Să înțeleg, îți rezolvă problema agresorului extern, dar ți se urcă în cap în casă. Da. Nu mai. În timp ce astea mici, milițiile astea, armatele astea Linux, e greu să se coordoneze. Și pentru el e, adică și el vrea să împuște doi iepuri, știi? Că dacă e prea, sunt câteva mari, se înțeleg repede și nu știu ce. Dacă ce e puțin, nu se ajunge. Dacă sunt prea mici, nu respingă la extern, știi? Doate că el a pomenit, e o bac chestia asta cu apărarea față de un pericol extern în agențiile de protecție. Și agențiile de protecție, spunea și el într-un capitol anterior, că, domne, ele nu vor fi 3-4, vor fi sute mii. Da, dar se referă la arbitraj, mai greu acolo. La arbitraj, la agenții de arbitraj. Și. Vreau să zic, ideea este că sunt multe și dacă sunt multe, avem această, cum să zic, nu mai centralizezi. Mici, da, dar nici nu rezolv problema. Externă? Da. Nu rezolv problema. De-aia zic că și pentru el e greu. Ori mie mi se pare... Bine, obiecția lui la aia cu 5 multinaționale ar fi că se pune și... Dar mie mi se pare o soluție mai bună decât, ți-am zis, armatele astea de gamer, știi? Deși asta nu e idee stupidă, a zis-o, apare în Constituție, știi? Founding Father și... E o idee pe care au... Nu e nouă și e poate cum amuzant că el se întoarce fix la ea. Și că ăsta fiind... planul de organizare al apărării Statelor Unite încă de la început, de la fondare. Iar chestiile astea de tip amator nu trebuie subestimate, pentru că avem o dată, pomenește și aici, avem sistemul de operare Linux, care în ceea ce a produs el, oamenii ăștia în mod voluntar au făcut al treilea cel mai folosit sistem de operare din lume. Se încălzește de... Dar este dacă nu ai cooler. E pentru servere. Dacă nu ai cooler, e inutilizabil. Da, e... Ai scrollat la mine două... La mine nu se încălzește. Aia, da. Te-ai mutat pe... Al doilea lucru, avem... gamerii. Și cei care, să zicem, încearcă să joace de-a războiul, care finanțează și poate să bage bani mulți în lucrul ăsta. Să nu se joace și pe vremea atacului, știi, gamerește. Că n-ai, n-ai respawn. Și ei joacă în continuare. Sunt pe la nivelul. Da. Bagă niște buncare și joacă.
Nu, ideea este că dacă îi motivezi în momentele alea, poate să răspundă. Da, de ce nu aveai deja portul, argumentul portului de armă, știi, dacă vrei să vorbești de descentralizare. Arme, frate, arme reale, știi? Da. Păi da. Păi nu, alea că nu sunt arme reale. Zici că te antrenezi. Nu. Eu vorbesc de gamer care joacă cu gen paintball cu arme cât... Nu, da, zic argumentul, deci unul din argumentele standard pentru portul de armă e ăsta al tiraniei, știi? Și aia în cap, avem arme și... Cum sunt simulatorul ăsta de zbor, jocuri pe calculator, care sunt, apare foarte similare cu ce... Da? Chestia amator care nu... Da, da, tot nu sunt... Nu sunt... nu te învață să aterizezi un avion. Adică dacă te bazezi doar pe... Doar pe skill-uri, doar pe skill-urile scoase din simularea aia, nu aterizezi avion. Da, au încercat și alții. Îți trebuie și... Da. Practică. Ca și pilotai doar o viață, nu? Păi... Iar un gamer. Și ca soldat. Sincer, un și gamer, ca soldat ai gamer are mai multe ca o pisică, nu? Nu, da. Nu e cu respawn la armată. Da, uite, mai e o chestie la care noi nu, și nici el nu o atinge deloc aici, e modelul Elveției, care e fix același, cu un mare caveat, nu e libertariană, adică miliția nu e voluntară. Da, Elveția da, își menține fix acest model, standing army mic și axat strict pe partea de coordonare și concentrare și antrenament, și miliție, toată populația, până la vârsta de, anual, până la vârsta de 40 de ani sau ceva, care pe batch-uri, pe loturi, da, ei sunt asignați în miliția cutare, totul cu nume, grad, rank, nu știu ce, și odată pe an sau odată la 2 ani se strâng, 2 săptămâni se duc cu batalionul de milițieni și se antrenează. Yeah. Țin armele acasă. Și am senzația că vor să fac o prostie cu asta, elvețienii să nu mai țină armele acasă, ceea ce error. Le-ar scădea prestigiul. Dar cel puțin până acum țineau armele acasă, nu erau mass shooting-uri până Elveția, ca să vorbim de asta. Dar na, nu se potrivește cu modelul descris de Friedman pentru că e obligatoriu. Da. Să fii membru miliției obligatoriu, la o adică. Nu văd de ce nu ar putea să apară comunități anarhocapitaliste de gen asociații de homeowner, de cartiere, de whatever, care să-și facă și miliție și să fie obligatoriu că dacă tu cumperi acolo, parte, da, trebuie să faci parte din miliție. E o condiție adică de intrare. S-ar rezolva și problema asta și atunci numărul milițienilor ar crește. Plus că poți să ai o presiune culturală, mai zis noi. Poți să fie la mod așa, să fie, mă, tu ești bărbat, ți-ai făcut și tu armata. Da. Cu ocazia asta puteți să dați sfoară în țară că libertarienilor le plăceau milițieni. Scos frumos din context, de editare, dibace. Nu, lasă, o zic eu acum. Să nu se chinuie prea tare. Da. Apropierea inițială. Cum rezolvi? Adică, a mai vorbit el despre problema asta în capitolul anterioare. Să i-a mai venit un gând acum. Dom'le, hai să reiau problema asta. Cu apropierea inițială. Cum se poate justifica de punct de vedere libertarian faptul că cineva... Adică am toți oamenii, zicem... de acum nu știu câte mii de ani, au reușit să pună stăpânire și să-și apropieze pământul. Aici e problema cea mare. Și noi acum, dacă vrem, nu putem să ne apropiem în modul din natură. Ceva trebuie să cumpărăm. Deci trebuie să ia și-o lua gratis, noi avem un cost. Nu chiar gratis, că au muncit acolo. Am muncit măcar să-l apere, mă rog, de alții. Da, să zicem. Sunt și terenuri care sunt lăsate pe roagă și sunt proprietatea cuiva. Care de natură. Rezervații naturale. Da. Pe roagă. Da. Friedman... Sigur, eu una aici în București, scuze. Da, da. Da, mai multe în București.
Nu, una care e și cu statut de parc natural sau whatever. Cine București? Parcul, da. Da, da. Delta. Părloagă pe bune. Părloagă pe bune. De ce? Nu știi că ăsta e ce au s-a dus Cioloș să strângă gunoiul. Ca să-și fac PR. La Văcărești. La Parcul Văcărești. Parc. Așa numitul Parcul Văcărești. Deci Ceaușescu a vrut să facă un lac. Nu l-a terminat. A rămas în stare de natură. Lacul tropit natura. Au venit o felul de păsăret și animăluțe drăguțe. Ca într-o deltă. Lumea zice delta. Uh-huh. Ca să nu-i scăm laștină. Da, exact. Asta delta e o chestie de PR. Dacă nu se varsă ceva acolo. Și acum are statutul de zonă protejată. Pentru că... Și arată urât sau ce? Arată natural, mă rog. Deasupra unor betoane. Arată natural deasupra unor betoane. Da. Sau, so, yeah, there's that. Și aici sunt două argumente. Primul argument... Atunci încep cu al doilea, că îmi place mai mult. Păi da, dar ăla începe cu primul. Al doilea e ăla la care o să stăm de vorbă mult. Zi-l pe primul, ăla lui Brody. Nu aveai voie să... Cum? Ai comis o nedreptate, ai exclus și legitimă redistribuția, știi? Nu? Da, că dacă ți-aș... datora compensație pentru faptul că ți-am luat pământul și nu mai ai tu dreptul să-l iei acum, ar fi una, dar de fapt toată lumea ar ajunge într-o situație în care să ceară mai multă compensație decât ai GDP. Pentru că toți ar trebui să ceară compensație de la fiecare, practic. Deci cum ar veni numărul proprietarilor de pământ, ei, teoretic, ar datora compensație fiecare persoană de pe lumea asta. Mm-hmm. Pentru că nu e niciodată clar, apropo de discuțiile astea de apropiere și UBI și orice, toate funcționează numai dacă te gândești la nivel global. Altfel, cine a hotărât că de aici până aici, geografic, se aplică cu tare reguli? Și în rest, nu. Adică, când e să ceri restituție, domne, eu n-am apucat să apropiez, voi sunteți proprietari, dați-mi și mie. Și de, păi, trebuie să mă duc și în Ghana să cer, că și ei au apropiat acolo și nu-mi dau și mie. Și deci numai dacă ai avea o chestie globală, complet coerentă, da, extraordinară, da, ai putea să ceri. Plus că nu poți să pretinzi. Tu dacă vrei să-i întărent, aulă, stai că m-am 1 miliard de... Da, trebuie să-i întreb, da, a, nu vă da, supărați, poți să... Trebuie să cer ce voie. Ce crede Anasia, știi? Sunt de acord, știi? Da. Plus da, că trebuie să ai și o reprezentare, cam cât e ăsta, știi? Da, da. Sunt 3 hectare, ok, ia. Da. Se aseamănă puțin discuția asta și nu întâmplător se aseamănă pentru că faci parte din genul aceleiași teorii nebunești. Cu discuția pe care am avut-o când vorbeam despre... cele 3 scenarii de autodeținere de la Rothbard, ăla în care toată lumea deținea pe toată lumea. Numai că aici nu deține toată lumea pe toată lumea, dar deține pământul. Ok, aceleași probleme se aplică și de acolo. Da. Colțul. Da. E clauza locheană în care m-a încurcat mult libertarian. Uite, la Rothbard e clar. Rothbard nu e, da. Clauza lui Keane e aia, să-l lași pentru restul. Da. Deci stai puțin că sunt 1 miliard. Deci... Nu, nu. Uite, asta e argumentul care îi place lui Gabi. Da, deci, pământul fiind prezent înaintea apariției omului, deci nu l-a produs nimeni. Niciun om nu a produs pământul să zică, domne, eu am fost proprietarul inițial. După aia am vândut o bucățică lui X, lui Y și... Totul... Dumnezeu a fost până la, doar că... Nu îți răspunde. Dacă crezi teza, dar știi că și ăla e un contract care e greu de găsit, e mai greu de găsit decât la social. Da. Depinde ce crezi. Mă rog, zi. Așa. Adică vorbesc de fapt că în Biblie, da, Dumnezeu l-a făcut pe om stăpân peste toate pământurile și animalele. Da. Da. Mi se pare că deci de acolo teoretic sunt proprietari, da. Din ce spune Dumnezeu, exact, nu poți infera nici. Cred că e mai apropiat de Rothbard, ce spune Dumnezeu, în sensul că tu ți-l înstăpânești pământul ăla. Nu.
Și-a dat la toți și vă împărțiți? A zis go and rule the... Păi da, dar ăsta e compatibil cu scenariul colectivist în care al tuturor împărțim și clauza blocheană, nu știu ce. E compatibil și cu... N-a zis cum de să nu... Fiestare de natură și luați și munciți. Să ne uităm mai atent că... Mi se pare că i-a zis... Asta i-a zis lui Adam. Uh-huh. Da. Deci el ar fi primul om care a stăpânit... A avut un proprietate tot pământul. Dacă putea. Adică Dumnezeu nu a zis ia globul ăsta. A zis... Nu știi... Asta e voința lui Adam. Descurcă-te. Poate fi interpretat. Păi exact. Dacă Adam era liberal. Dumnezeu special a zis așa. Ținând cont că din Adam teoretic au răsărit toate națiile pământului, omul era foarte puternic. Yes. Nu cred că el a dat. Deci merge și să-i stăpâniți pământul nu înseamnă comunism. Nu, poate păi însemna nu, și că asta. E în starea de natură și... Da, da, poate însemna și că e al tău. Nu. Și decizi tu că îi lași. Da, da, adică da, nu, la full property, mă gândesc. Că e în stare de natură. La Friedman el nu operează cu asumția stării de natură. Mi se pare mai apropiat de chestia aia, că e la toți și ne detașăm de acolo. Și de acolo și problemele. A, da, că e atât. Eu făceam diferență la Biblie în sensul următor. I-a dat omului în general... Să prea sărământul sau lui Adam persoană omul, fizică? Cred că Dumnezeu înțelege conceptul ăsta. Da, cred că unul la mână, cred că Dumnezeu înțelege, doi la mână, omul la vremea respectivă era doar Adam. Deci, deci mă rog, prin reprezentant legal le-a luat pe toate. Zi argumentul ăsta care îți place ție. La loc avem această apropiere inițială ca fiind rezultatul a pământului. Asta e problema, ca fiind rezultatul amestecării acelui pământ cu munca mea. Deci eu mă dețin pe mine însumi, munca este rezultatul proprietății mele și dacă o amestec cu pământul, ceea ce rezultă din acest amestec e al meu. Greblesc, da. Nu știu, e foarte important asta, pentru că, da. Uite, noi spunem, resursele naturale sunt ale românilor, care noi suntem proprietari pe... Da, la poștă, pe resursa noastră, dar pe ce nu ești. Și întrebarea e, cum am ajuns? În comunism sau în socialism sunt postulate ale tuturor. Da. Deci nu există. În libertarianism e teoria generării drepturilor de proprietate. Uite, asta, îți mixezi munca cu terenul. Bine că, pentru că plecăm iarăși orice fel de teorie de generare a drepturilor de proprietate, pleacă de la faptul că te autodeții. Da. Fără autodeținere nu poți să generezi nimic. Pornește la premiza asta. Dacă nici tu nu te autodeții... Și iarăși am dat mai devreme legătura la de ce trebuie să te autodeții. Repetăm aici. O consecință sau o parte a definiției unde de ce ești proprietar pe terenul ăsta este că excluzi dreptul altora de a fi proprietar, de a decide ce se întâmplă pe... de avea control asupra ce se întâmplă pe pământ, pe terenul respectiv. Deci dacă ai avut, zicem, o cultură de grâu pe terenul tău, în momentul în care cineva zice, dom'le, pământul ăsta nu este al tău, nu e în proprietatea ta, e în proprietatea tuturor, deci poți să mă primi și eu. Pentru când ai grâu pe el, îți distruge proprietatea grâul respectiv care este acolo pe pământul respectiv și deci atunci el nu poate să mai intre pe terenul respectiv. Pentru că strică produs, rezultatul muncii tale. Asta ar fi felul în care pune Friedman problema. Da, adică da. Reformularea lui la ideea lui Locke. În sensul că nu obții, el vede că nu obții complet drepturi de proprietate asupra pământului, dar ai drepturi de proprietate asupra ce ai pus acolo, fructe, semințele de grâu. Și poți să-i excluzi pe ceilalți ca să nu strice fructele muncii. Da. În măsura, nu, poți să-i excluzi pe ceilalți în măsura în care prezența lor îți strică. Da. Adică nu, dacă zboară unul cu un avion la un metru deasupra pământului și grâu n-a ieșit încă la mai mult de 15 cm, nu strică cu nimic. Da. Poate să strice altceva care îți face gălăgie, dar nu e subiectul. Uite, aici avem o chestie dură, dacă... pe care Friedman nu știu dacă ar putea să o rezolve. Cu pușca? Nu,
Lasă pușca. Revenim și la pușcă mai încolo. Ai tarlaua de porumb, da? Și ștuleții sunt ieșiți la 15 mm de pământ, da? Deci de-abia au ieșit, da? Vine cineva și face, pune o scenă supraetajată, da, în afara tarlauei tale, da, și pune în partea elaltă de tarla. Nu-ți calcă nicio bucățică de porumb. Și cum e, ca un pod așa? Și o pune, da, peste la, și trece la 30 de centimetri. Întrebarea este, atunci când porumbul tău o să crească, să se întâlnească cu scena lui, cine a agresat pe cine? Păi de-aia contează să nu ne facem că nu știm în ce lume trăim. Nu se știe dacă ai un lucru care poate să cadă, trebuie să-l ții să nu cadă. Dacă ai un porumb care crește, trebuie să-l lași să crească. De ce? Pică din prima pentru că face umbră. Eu, da, face și umbră. Ce contează? Tu n-ai dreptul la soare. Ba da, în momentul în care... Presiune fizică. Eu, în dacă tu ai o floare, da, dacă tu ai o floare și nu știu, unul... Am găsit, asta e al treilea picior al Alexandru. Unul spune, are un bloc care blochează soarele, deci îți usucă floarea. Așa. Îți folosește proprietatea fizic. Fără nu ți-o folosește fizic, no, dar nu este, abțin. Razele soarelui sunt în stare de natură. Tu nu ai dreptul la soare. Da, dar el ți-a creat aia. În momentul în care ai... No, 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 dacă eu pun un ighean și vin niște raze spre tine, e o agresiune? Că e invers, da. E invers. Da, da, e același lucru. Nu e același lucru. Ba nu, nu e același lucru. Oricând iei soarele, oricând pui soarele, nu e același lucru. Da, deloc, e ca și cum dacă ți-aș face... Ai spune că e același lucru... ca să înțelegem exemplificarea, dacă eu aș direcționa spre tine o undă sonoră sau aș face liniște. Un con de liniște. Dacă direcționez spre tine un con de liniște, e același lucru ca și cum aș direcționa spre tine o undă sonoră. Pare extraordinar ce spui, dar dacă conul de liniște e făcut din unde negative, păi și nu, eu vreau să aud ce e afară, te-am înțeles. E o agresiune. Ok, undele negative ar fi o chestie de genul ăsta, dar eu vorbesc de absență. Da, da, da. Am înțeles, dar nu în sensul ăsta l-am folosit. Păi da, ca să se păstreze. Dar nu face umbră, ai zice că nu e, nu? Ca să se păstreze, păi da, ca să nu face frig în cameră, ai zice că nu e, nu? Păi frigul e starea agresivă. Frigul e starea de... Nu, nu, dar și soarele. Deci în momentul în care eu am venit pe terenul ăsta și am pus greu floare sau ceva, deja soarele respectiv era luat în considerare. E ca cazul acela cu... Zona rezidențială și vinul și face un aeroport lângă. Da, am înțeles, mă bucur că e soarele luat în considerare, dar nu înseamnă nimic, că noi discutăm acum de apropiere. Vrei să spui că ți-ai apropiat soarele? Mi-am luat niște ochelari de soare, mi-am apropiat tot soarele de și cât din soare ți-ai apropiat? Acela care pică pe terenul meu. Păi și noaptea îl dăm în judecată că nu mai pică? Stați, nu v-am balat. Când sunt nori? Nu, doar zic. Nu v-am balat, nu la cât merge. Nu se apropiază soarele, se apropiază spațiul prin care ai. Acces. Răspunsul este că nu se apropiază nici spațiul ăla, că e cu atât mai mult dacă tu nu poți să apropiezi. Dacă, apropiază... dacă nu poți să apropiezi, se apropiază dreptul, deci, de acces. Noi discutăm, reiau discuția, că văd că nu ne-am înțeles, da? Suntem în paradigma revizuirii lui Locke adusă de Friedman. Da. Da? În aia în care tu nu poți să-ți apropiezi nici pământul. Și tu îmi spui, nu-ți apropiezi pământul, dar ți apropiezi undele și zona și spațiul și aerul. Păi nu, de unde, fratele meu? Discutam pe lângă, dincolo. Stai că o rezolv eu. Deci, Friedman zice așa, nu discutăm despre pământ ca să nu se ambaleze nimeni, discutăm despre fructele muncii care în cazul ăsta sunt pe un pământ. Da. Acum, ce trebuie să facă ceilalți? Să nu-mi strice jucăria mea. Care jucăria mea înseamnă să nu facă șanțuri care fac pământul ăla să cadă, să nu treacă pe deasupra și să-mi verse nu știu ce. Deci, mă rog, să nu-mi atingă proprietatea mea. Deci eu am pus să nu facă stricăciuni la proprietate. La fructe. La proprietate. Da. Fructele sunt proprietate. Da, la proprietate. Deci la proprietate, da, atât. Yes. E de ajuns, nu trebuie să specificăm. Da. Eu pot să pun și o bucată de fier în pământul ăla, nu o să facă fructe niciodată. Dar... Deci ideea e că Friedman zice că și pământul din
ca, cum zice, instrumental, controlezi un pământ, auxiliar dreptului pentru fructele muncii. Da. Bun. Și atunci dacă tu ai dreptul la, spune că nu, la această întreprindere, el nu spune că îl controlezi. Nu, el nu spune că nu-l controlezi. El nu spune că îl controlezi. Spune doar că ești într-o situație în care încercarea oricui altcuiva de a folosi acel pământ îți va produce stricăciuni. Asta e ideea, nu că îl controlezi tu. Păi și atunci ce ai zis tu s-a rezolvat cu ce ai zis tu? Poluare. Nu, umbra. Păi eu asta încerc să spun. Nu, discuția rămâne. Și eu am fost pe poziția lui Vali, acum mă gândesc dacă nu era aia corectă până la urmă. M-a convins Alexandru că mai degrabă e o agresiune, știi, dacă faci umbră. Pe ideea și uite, un râu care inundă, face bine la niște sfeclă și îl oprești. Ideea e că cauzează lui ceva fizic, știi? La fel și aici, când faci un da, bloc, da, e... când faci un bloc, îi distruge lui florile. Ne întoarcem la povestea cu respiratul, adică... Exact, faci o bulă și ăla... Nu, întrebarea de fapt e o chestiile care nu sunt... Nu sunt separabile, n-ai cum să le separi în felul ăsta. Bine, n-ai spune că e un rol cauzal, că e uscată lui a florile dacă e făcut umbră? Adică e modificat fizic ceva, știi? Acționat fizic. Da. Bă, da, dar ce vrei să spun? Mi-a plantat unul o floare aici și eu alături nu mai pot să mai fac... Păi depinde ce a fost primul. Asta ce? E problema. Cine a fost primul? Păi da, dar eu nu am treabă cu floarea lui. Deci dacă era cu florile acolo, primul și tu faci blocul, da, tu ești de vină. Dacă tu ești cu blocul acolo și el aș pune floarea acolo la umbră, asta nu mai ești de vină. Cocoșul ăla. Deci cocoșul francez ăla a fost în sat de multă vreme, au venit unii care zic, vrem liniște. Whatever, nu era liniște când ai venit. Nu e aceeași chestie, ca la Rotbar, cu fabrica. Nu mi se pare că e extinzibilă, o extind la infinit. Nu e un efect. Dacă eu mi-am făcut casa aici, da, și fac agroturism, da? Mi-am făcut casa aici și de aici am așa o pășune frumos, coborând așa până la un lac mare, la un kilometru distanță. Mm-hmm. Și un kilometru de la super, mine la așa. Super priveliște, da. Super priveliște. Și vin și fac un casino. Și vrei să-mi spui că nu o să aibă voie nimeni să mai construiască în jos, da, de casa mea, pentru că mi-am apropiat priveliștea, că eu produc cu priveliștea aia. O folosesc, am nevoie de ea. Good point, yes. E frumoasă. Se extinde la infinit. De asta e non-tenabilă, deci, chestia floarea, asta. Deci floarea, aia e o amăcii. Sper că nu e fizică asta. Da, floarea este amăcii pentru ea. Cum să nu fie, cum să nu fie fizică? Cum să nu fie pentru priveliște fizică? Cum am amăcit? E fix același lucru. Sunt tot fotoni. Priveliștea e tot, sunt tot fotoni. Floarea crește tot cu fotoni. Floarea aia am pus muncă. În priveliște n-am pus nicio muncă. Păi nu, am pus muncă în casă. Și produc din ea. Și produc pe baza priveliștei. Nu știu, eu văd diferența. Creez o casă de aceeași... alt exemplu. Dar priveliște n-ai chestii fizice. Fac o casă de odihnă. Da? Da? Ce înseamnă asta? Mi-am făcut liniște. O casă de odihnă, vreau să am liniște de jur împrejur? Da? Dacă ai făcut-o primul. Păi da, da. Ce înseamnă asta? Cât mi-am apropiat eu ca să am liniște? Da? Nu mai vine nimeni care să facă lângă mine. Deci nu, e. Poate să vină, dar să facă liniște. Să fie liniște. Să vede că avem o vârstă aici. Atunci o să ai parte de un pământ foarte, foarte liniștit. Dacă introduci apropierea pe liniște. În primul rând, nu poți să-ți apropiezi niște condiții. Păi nu le apropiezi. Nu, ține de corpul tău, nu? Nu. Deci ei poate să facă gălăgie, dar să nu ți-o bagi în casă. Da, să nu vii unde. Deci nu zic să nu facă gălăgie, faceți gălăgie, dar să nu... Asta ne însemnă că nu vor fi nu și nu știu ce. Dar ăla cu priveliște e dur de tot, că într-adevăr, tu zici, îmi iau o casă, dar trebuie aici, trebuie să te asiguri că o să ai priveliște aia și atunci chiar trebuie să o cumperi, sau să ai înțelegere, sau să cumperi nivelul cu proprietarele alea. Zici, mă, voi puteți să faceți putare, dar să nu... Tu cumperi dreptul la priveliște. Mi se pare super aiurea, știi? Tu nu ai voie să îți apropiezi pământul, dar o dai ca și cum ai voie să-ți apropiezi, nu știu, soarele, luna și stelele. Păi nu doar floare. Adică ne mutăm pe... Pentru floare îi dai pe ea judecată, nu pentru soare. Da. Pentru ce? Care e rezultatul muncii tale.
Ai avut o floare care s-a uscat. Ăla ți-a murit când ți-a pus un scut deasupra. Așa. Nu s-a uscat de la natură, s-a uscat de la acțiunea, acțiunea ta. Acțiunea al cuiva. Aluia care a pus, pune un scut, știi, care blochează soarele. Floarea aia are nevoie, are nevoie de soare și de apă, da? Da. Eu nu te împiedic să-i duci soare și apă altfel. Da, dar nu mi se pare că tu ai cauzat chestia aia. Nu, nu mi se pare că eu am cauzat deci, chestia asta, că soarele și apa curg. Deci, poți să-ți pui un sistem de oglinzi care să-ți aducă soarele înapoi, dacă vrei neapărat. Soarele e acolo. Poți, dar întrebarea e, dom'le, eu am mutcat floare? Sau? Nu! Cum? Dacă tu ai mutcat? Dacă tu ești cu umbră. Deci mie mi se pare că asta e ca discuția mai de mai de mult a lui Friedman, în care ziceam cât ești dispus să plătești ca să-ți păstrezi o chestie pe care o foloseai deja. Nu, eu vreau să spun. Deci eu repet, dacă discutăm în termeni rotbardieni, ți-ai apropiat pământul și de acolo tu poți să ți apropiezi. În clipa în care ți apropiezi pământul, poți să ți apropiezi și altceva, stare de folosire, poți să apropiezi un pic mai mult. Dai gardul ceva mai încolo ca să te asiguri că ăla nu-ți urcă, știi? Da, deci în termen rotbardien, în clipa în care ți apropiezi pământul, poți să apropiezi cât vrei, da? Că nu mai e problema locheană. Da. De fapt faci o critică, da? La ce zice Friedman. Eu vorbesc strict în paradigma așa, asta lui Friedman. Nu vorbesc de altceva. De cu rotbard, doar că se prostește, pentru că ai văzut și el pune condițiile alea, că nu poți să te duci în jos sau în sus cât vrei, știi? Da, adică bă, trebuie să-l lași pe ăla. Cu asta, trebuie să-l lași pe ăla. Până... Da, da. Adică nu văd... Adică tu faci faci porumb aici, dar unul vrea să facă un tunel. N-ai nicio treabă, dar atâta vreme când nu strică porumbul, bă, prietene, da. Tunel, n-ai tu drepturi în jos în cazul ăsta. Păi da, asta din punctul de vedere a și al lui Rotbard, da, la fel e. E ok. Da, da, e pe aceeași condiție. Yes, yes. Singura diferență e la proprietatea comună, care, nu știu dacă am înțeles bine... Sau poți spune, na, poți scuza că îți discută loc. El discută perspectiva locheană, da, care presupune, din păcate, proprietatea în comun asupra pământului. Da, și noi ne-am opus de multe ori la chestia asta, că nu e deloc evident dacă ai niște pământuri, de ce ar fi ale tuturor, whatever that means, când mai degrabă să fie ale cuiva care le îngrijește o zonă anume. Cine îngrijește de o chestie? Te gândești că e treaba lui acolo, da. Decât să zici că e al tuturor, care tuturor ăsta nici ăsta nu-i clar. Unii mor, alții să nasc, da, care tuturor. Ce zicea Valia, aceleași probleme ca la comunism. Yes, ce yes. Fac? Întreb 8 miliarde, știi? Vreau, am găsit un hectar și vreau... Cât despre problema cu soarele în perspectivă rotbardiană, aș zice că e problema ta. Trebuia să-ți apropiezi mai mult. Dacă vrei priveliștea respectivă și vrei să... Eu la aia o reduc întotdeauna, că e cel mai simplu de calculat pe ea. Dacă tu vrei casa și priveliștea de un kilometru până jos la lac, păi trebuie să iei tot pământul ăla. Da. Și dacă îți face cineva pe sus, cum poți să te mai încurci? Cum adică pe sus? Nu știu, ceva să te... O cupolă. Păi dacă îți face o cupolă, ai pământul ăla. Păi nu ziceai că soarele... Păi nu o să mai vezi lacul, că... E umbri. Nu, dar dacă ți-o omoră priveliștea, că spune... Unde spune cupola? Stai că sus, nu, pe nu sus, pe deasupra. Îți blochează soare. Tu așa. Cumperi până la lac și el din terenul așa. Vecinului până în terenul vecinului, tu ai luat, să zicem așa, până la lac. Așa. Uite așa, până la... Tunel. Un pod lac. Așa. Nu mai vezi nici lacul de întuneric ce este. Cum să nu-l vezi? Pentru că s-a făcut întuneric, nu mai vine soarele acolo. Nu? Cum să nu-l vezi? Un kilometru în distanță. Păi poate mai mult. Face 7 kilometri de... Faci un tunel de toți kilometrii aia. Așa. Da. Deci, faci un dita mai... Mergi cu antena. Deci tu ai terenul ăsta, în vale, așa frumos, te uiți, da, nu știu ce, așa. Și el zice că cineva te acoperă așa toată chestia asta și tu ești dintr-o dată într-un tunel. Ok, dar avem problema practicalității. Dacă el vrei să mai acopere pământul meu, poate mai bine să-l vând. Trebuie să se ducă, nu, ok, unul la mână, da, dar doi la mână trebuie să se ducă până la nivelul nu știu cât al atmosferei, da? Unde am eu voie să interzic, deci peste pământul meu, da,
Eu pot teoretic să mă duc în sus oricât vreau până la limita aia la care am zis de culoarele aeriene. Poți. Da? El când îmi trece pe deasupra Pământului, dacă este sub limita aia, treci teoretic pe bucata mea de proprietate. Discuția apare când tu n-ai prevăzut și el te-a luat prin surprindere. Nu vreau să cu... dar practic n-ai lucrat nimic. Este aia care era 30 cm față de... Da, și era da, dar aia era în perspectiva friedmaniană. O, da? Îl critica pe Friedman. Deci eu, cu, eu la eu loc nu am nicio problemă. Dar dacă discutăm din perspectivă rothbardiană, problema aia cu ăla care îți face chestia pe deasupra recoltei tale, e clar că nu e ok, că acolo e pământul tău. Da. Adică și, și spațiul de deasupra. Da, presupun că la tu ți-ai apropiat pământul, ți-ai apropiat și spațiul dilema de deasupra. Dilema apărea că nu, la apropiasi și ăla venea. Țusca priveliștea, țusca florile pe acolo. Nu, dar dilema... Că la Friedman era posibil. De ce? Pentru că el putea să facă construcția asta fără să se atingă de proprietatea ta. Da. Da? Asta era ideea. Încurcătura de mulți factori rămâne. Basically, tu ai dreptate. Din cauza că tu zici câte niveluri ale realității mi-am apropiat. Serios, adică ce? Unde, unde de gălăgie, unde de soare, unde... Radio. No, stai puțin, libertatea pieței. Deci, de exemplu, tu ai o viață frumoasă. Și după aia unii fac niște prostii într-o parte a lumii și nu-ți mai ajunge pește. Așa. Și tu poți să zici, mă, din cauza acțiunii unor oameni, da, ceva s-a stricat. Așa. În realitatea mea, te duci și urmărești pe ea, îi dai în judecată. Aia, de ce ai făcut măgăriile alea, da, că nu mi ajunge pește? Problema asta rămâne, e, asta, da? E absurditate. Tu teoretic nu ți-am bat, da, e o absurditate. Ți-am mai spus, nu ți-apropiezi o baltă întreagă că ai scuipat în ea. Păi nu ți-apropiezi, nu. Să că ai mâncat din ea. Nu, eu zic că să-ți dau dreptate. Deci dacă ai tot felul de acțiuni din jur care, care-ți strică, tu zici, păi mi-ai făcut umbră, mi-ai stricat la leaua. La fel poți să o duci mai departe ca să pară mai plauzibil și zici, unii au făcut ceva nasol pe lume care îmi strică mie jucăria asta. Nu, discuția e dacă sunt la fel. Deci, păi da, putem pleca pe singurul lucru pe care poți să-l concezi din punctul ăsta, că e oarecum similar, e pe problema poluării, da? Da. Există agresiune atunci când cineva emite, direct, emite, nu provoacă lipsă, emite particule, unde, whatever, care ajung pe tine, pe proprietatea ta și ca urmare a acestei interacțiuni îți cauzează probleme. Asta e poziția rothbardiană. Asta e poziția rothbardiană. Da? Poziția constavareachiană este că tu poți să respingi alea pur și simplu ca așa vrei tu. Și mie îmi place poziția lui Costel. Dar nu vreau. Hai la imigrație. Nu vreau, okay. Nu, dar hai să, mai... Ce mai e pe aici? Suplinim chestia asta. Deci că sunt două, trei lucruri care sunt interesante de subliniat. Adică unul la mână e ăsta. E într-adevăr o dilemă, cum a zis și Gabi mai devreme. Cum se face că devii proprietar pe ceva ce n-ai creat? Adică nu avem o problemă să fii proprietar pe ce ai făcut tu, nu avem o problemă să fii proprietar pe bani, pe nu știu ce, dar cum ajungi proprietar pe pământ? Asta pare să deranjeze pe foarte, foarte multă lume. Sau, mă rog, resurse, pentru că nu e doar pământ. Nu e doar o suprafață de pământ. Pentru că și suprafața aia, cât de adâncă... E din nou, după aia, dacă eu fac o mină... Pe resurse, tu nu ești proprietar. Iarăși, în perspectivă rothbardiană, e foarte simplu. Ești proprietar pe ce ai scos de acolo. Și atât. Da. Dacă altcineva sapă din partea aia alta a muntelui, da, și e mai eficient și ți-a săpat tot minereul de whatever era, da... Mai eficient. Ghinion tănase, nu e al tău. Da, nu e. Uite, pune problema, întrebarea, facem noi sondaje. Trebuie privatizate pădurile și ai rezolvat problema înțelegerii libertății române. Da. S-a rezolvat. Păi ce vrei, să ia pădurile șmecheri ăștia care și-au dat păduri... Știm noi cine e. Te vorbeam cu Gabi cât de convingător a fost socialismul pe chestia asta, că tu ești proprietar pe chestiile publice. Că tu ești proprietar. Da, de aia se supără lumea.
Cutărescu are niște stale păduri. Stale noastre, stale mele, știi? Da. Stale mele. Păi tu decizi vreodată ceva? Ai votat vreodată? Nu știu. Uite, Poșa a cumpărat, nu știu, 100 de Mercedes. Ai fost implicat în acea decizie? Nu. Nu știu, într-o decizie similară. Nu, nici n-ai. Dar ești proprietar? Da, sunt proprietar. La 4 ani? La 4 ani te cheamă să-ți mai de mandatezi încă o dată proprietatea decizi, către ei. Păi și ai văzut nici atunci, pentru că în competiția între partide nu apar chestii legate de poștă. Nu zice USR-ul, hai să privatizăm poșta și PSD-ul, hai să mai angajăm nu știu câți. Deci nu apare în discuție. Da, nu. Nu apare. Cum poți spune că tu decizi, ok, admiteam, poți decide indirect pe, nu știu, taxe, știi, Dragnea vrea nu știu câte, la nu știu cât și votam, știi, da, domnule, am votat. Nu, nici măcar indirect. Și al doilea lucru pe care merită remarcat la acest capitol este felul în care demontează el, cum îi spune, cauțiunea locheană. Că să lași pentru alții. Loc spune așa că ai voie să îți apropiezi cât pământ poți, duce cât pământ muncești, în măsura în care rămâne la fel de mult sau la fel de o oportunitate, pământ la fel de bun. Asta oportunitatea să fie pământ la fel de bun de apropiat și de alții. E clar pornită din, cum să spun, dintr-o privire asupra lumii puternic influențată de sistemul comunelor care exista în Anglia, pământului la comun, pășunilor comune. Și ideea care ar fi? Deci tu ai pământul ăsta neapropiat, ți-apropiezi jumătate. Rămâne încă pe atât. Păi după aia vine altul, mai face și la jumate. Tu mai socotești de șerpul, că nu e la fel de bun. Nu. Asta e, exact asta. Acolo se duce și... Păi poți să lei, da? Păi dacă ai o inovație și faci niște chestii extraordinare pe deșert. Tu trebuie să scoți deșert, tu trebuie să scoți nu știu ce, stete, nu știu ce. Munți. Deci tot. O să rămână că tu nici... 2 metri nu poți să iei, știi? Numai Ucraina și România cernoziom. Și Friedman spune, nu, chestia asta e pur greșită, n-are... Dacă ar fi să fim eleganți, am zice că nu a fost niciodată gândită până la capăt. Că spune așa, domne, dacă cineva vrea să apropieze ultima bucată de pământ, nu poate. De ce? Că mai sunt alții care ar vrea să o apropieze. Nu, că așa nu mai ajungem la Ploiești niciodată. De jumate în jumate nu ajungem la Ploiești. Da, seama lucru. Da, chiar. Ideea e că... De ăla ultimul, care vrea să apropieze ultima bucată de pământ bun, nu poate, conform cauțiunilor lor. De ce? Pentru că nu rămâne și pentru alții. Nu te oprești la un moment dat undeva? Când tot faci calculele alea? Păi, exact asta e gluma. Pentru că dacă ăsta nu poate, atunci înseamnă că și penultimul, nu poate, prin mișcarea pe care a făcut-o, i-a luat ultimului posibilitatea să apropieze. Și atunci... Nu e la fel de bun, deci poate să fie și o fermiță dacă e la fel de bună pentru alții cu 1 miliard. Păi cum să fie? Păi nu e. Ai o plăcintă și o firmitură și tu îmi spui, nu, că firmitura e la fel, va ajunge. Da. Eu iau o plăcintă și vă descurcați cu firmitura. Iei firmitura și mai lasi 1 miliard de firmituri. Păi dar nu mai sunt. Cât e? Păi asta zic. Exact asta zic și eu. Că da. Proporțional vorbind, Costel, proporțional vorbind, tu dacă iei plăcinta și lași firmitura, după aia poți să tratezi, poți să faci asupra firmiturii, dacă ai putea, da? Aceeași împărțire. Păi nu, că și tu să-ți iei plăcinta din firmitură și să le lași celorlalți firmitura. Firmitura de plăcintă. Nu, când iei primele plăcinte, rămân tot plăcinte, nu? Păi tocmai asta e... Nu, la început să zicem, sunt mai puțin sau... Tocmai asta este partea care o stresează Friedman aici, că de asta nu e gândit lucru până la capăt. Dacă ai o pâine, da? Și își apropiază o bucătură cineva, a mai rămas o pâine. Și mai apropiază cineva o bucătură, a mai rămas o pâine. Și mai apropiază cineva o bucătură, a mai rămas deja vreo 2-3 de pâine. Împărțirea egală se face între ăia rămași. Nu, logica ar fi
Deci păi, tu te gândești, domnule, o trebuie să iau egal. Nu mă interesează ce s-a împărțit. Dacă împarți egal, automat următorii nu au cum să mai fie la fel cu precedentul. Păi nu va fi. Păi da, dar asta înseamnă că eu am luat prea mult față de ceilalți. Da. Deci asta înseamnă că primul care apropiază ia prea mult prea față mult de ceilalți. Da, dar ai o rezolvare. Pentru că le scade porțiunea tuturor. Dacă ei... Ai o rezolvare în care întrebi oamenii de pe lume, cât sunteți? Și îți spun 8 miliarde. Okay, 8 miliarde, 1, 8 miliarde, 2, 8 miliarde, 3, 8 miliarde. E fix? E fix? Nu. Nu e fix. Hotărâți-vă cât sunteți. 8 miliarde, ok. Și tu apropiezi, eu am găsit un teren bun. Contează și bun, da? Da. Și îl iei terenul, îl împarți la 8 miliarde și ți apropiezi 8 miliarde aparte, ca să rămână egal, dar pentru ce? Dar scade 1 miliard dime. Păi nu, că ai împărțit deja la 1 miliard. Din punctul ăsta de... Ai gonit unul? Din punctul ăsta de... Nu gonești pe nimeni, e în stare de natură. Păi nu, că tu ai devenit... Ah, tu te întorci. Nu că au mai rămas doar 7,9 miliarde de neproprietari. Tu apropiindu-ți, ți-ai exclus. Tu nu-ți mai apropiezi încă o dată și ești exclus, să scade. Cât durează să cânți un cântec? De ce? Nu, nu e... O proprietari, deci una este apropiau. Nu înțeles asta, dar de ce are exista regula asta? Pentru că și aia e inegalitară, nu? Din motivul faptului că oamenii mai mor, acum când am început noi să apropiem pământul, nu eram decât vreo 80.000, da, chestii asta, de genul ăsta. Adică se gândea că are balta. Dacă te gândești că mergi pe alte planete, poate să nu fie. Păi, în clipa în care chestia asta o să fie fezabilă, putem să reluăm discuția. Dar... Păi nu, mai bine să discutăm înainte. Până... Să știm dacă mă duc sau... Nu. Dacă e pământul bun. Eu aș spune că mai degrabă, cum să spun, materia e limitată și ideea asta a plenitudinii fără de sfârșit, pe care trebuie să o presupui atunci când emiți o teorie de genul ăsta, că să apropiezi, dar să lași tot atât de mult și pentru ceilalți, ceea ce e teoretic imposibil. Adică e o contradicție logică. Da. Nu poți după orice unitate de măsură. Nu e o contradicție logică dacă presupui că pământul este infinit. Dacă e infinit. Numai că, zi, dai la fel. Numai că noi am fost în jurul pământului, ghinion, flat earthers, n-am pe ce să facem, dar am fost în jurul pământului, nu e infinit. Am fost așa. Dacă am fost așa, dar și da, invers poate fi. Pe altă plan. Pe partea aia, la altă. Da. E tot plat, dar e pe alt, e perpendicular. Mă rog, trece peste. Păi nu s-o mai fi ceva? Nu, asta. Mie îmi plăcea abordarea lui Friedman. Nu zic că asta este soluția, dar îmi plăcea abordarea pe care am mai vorbit-o noi și altă dată, în care zicea, tu îți apropiezi un nivel dintr-o chestie și ceilalți să nu-ți încurce. Ce am vorbit din nou? Și exemplul pe care îl făcuserăm noi mai de mult era cu o pădure. Unul intră cu niște albine, dar nu poate să-l oprească pe altul să culeagă ciuperci. Și mi se pare că e onorat. Ok, granularizează foarte rău, dar asta e corect și drăguțel. Ar fi, nu? Să ai, dar spune că e ineficient, nu? Poate asta avea. Probabil că la asta că ajungi. Că tu stai cu albinele, nu poți să mai faci nimic acolo, că vine la ciuperci. Dar... Ăla cu ciupercile poate zic că m-am înțepat albine. Mă rog. Conflicte. Nu, dar ca abordare. Știi? Pentru că după aia ai războiul de acum, în care ai două tabere, pro-statul cu tare și pro-statul cu tare. Și chestia aia la comună creează conflicte. Omul vrea să fie a lui pădurea aia, nu? Da. Vrea să hotărască ce să face cu bunul lui. Culeagă alții ciuperci, să culeagă pădurile lor, știi? Da. Deci că utilitarist vorbind, Friedman zice, dom'le, dacă ar fi un om dizabilități într-o societate în care pământul este în proprietate private a unor oameni, duce mai bine decât dacă ar fi la comun. Da. Pentru că ai specializare și să produc mai eficient lucruri și prosperitate. Are acces mai bun la consumator. Din experiență. Da. Din experiență. Adică e un om orb în comuna primitivă, când era totul la comun, sau e astăzi. Când apucă să-și serbeze ziua de naștere? Dacă e un om din comuna primitivă și un orb în comunism, nu știu. Da.
Poate era mai bine. Era, dacă... Era acolo depindea, da. Păi nu știu dacă le-ai din foamea din Ucraina sau... În comuna primitivă tot mai aveai, mai. Fructulița acolo. Da. Azi ne-am cu mexicanii. Ia zic cu mexicanii. Cu imigrație, de fapt. Da. Dar cu mexicanii. Așa. Începe cu exemplu cu mexicanii. Dacă un mexican... Legi anti-imigrație, nu? Da, da. Dacă un mexican ajunge în Statele Unite ale Americii, își găsește un job mai bine plătit decât jobul pe care l-a avea în Mexic, o duce mai bine și el și societatea. Dacă însă vine în Statele Unite ale Americii și trăiește din asistență socială, ce, ca tine? Nu, nu e în regulă. Dacă trăiește la mea, nu e în regulă. Și Friedman aici încearcă să... Nu doar când, cum ar fi într-o societate anarhică în care am avea free borders. Mm-hmm. Open borders, da. Open borders, așa. Dar înainte mie îmi place observația lui legat de statele Americii, pentru că ei au politica de imigrație la nivel federal. Însă asistența socială o au la nivel de stat. Există o concurență între state ce programe de asistență socială oferă și nivelul de redistribuție a avuției. Astfel încât mexicanii se duc când într-o parte, când într-o sacă, când într-altul. Uh-huh. Poate să arbitreze între chestia asta. Și la fel și în Europa. Există o politică europeană de anti-imigrație, politică de a aduce oameni din afara Uniunii Europene în Europa, da, da, da. Dar programele de asistență socială sunt diferite și de aia majoritatea se duc în Germania, în unde se duc unde... Dar cred că ai nation deja și la nivelul lui. Ce? Da, da. Păi e inclusiv cardul social. Nu e... Păi da... Nu, nu merge. Nu. Nu un proiect european. Ca proiect, da, dar astăzi... da, banii sunt tot plătiți de guvernul tău. Astăzi sunt plătite local, le folosești doar local? Nu, nu sunt bani europeni. Nu. E o decizie europeană. Decizie implementată de ai noștri. Bine, poți spune că banii românilor s-au dus, s-au întors. Păi asta încerc să spun. Nu, și în sensul că nu e... Dar eu decis, UE a decis. Da, da, dar și în sensul că... E un program social decis de UE. Că nu e... Nu l-a decis Ciolacu. Nu e un program aplicat la nivel de toată Europa. Adică tu iei cardul social... Sau nu sunt așa mult. Sumele nu sunt diferite așa mult. Nu, și nu te duci cu cardul ăla la Lidl Austria. Nu, nu îți merge cardul acolo. Cred. Ai încercat-o? Uite, dăm cardul dacă ai vreunul. Modul și până când ies, da, când ies în țară, îl încerc pe acolo. Da, nu cred că merge. Dar nu cred că ar avea o problemă, dar nu cred că e o miză. De nu cred că se uită ăia la el și zic, what the fuck is this? Și de... Noi avem cardurile noastre, au trebuie. Da, s-ar putea chiar să nu meargă deloc. Ce e, dar ai faiz în banc? Nu, e făcut de ăștia, softiști ăștia, firmele astea. Nu, dar dacă nu are pe el o de asta de gen Visa, Mastercard, da, ceva care să fie acceptat acolo, nu e, la revedere. Da, chiar. A, deci noi am putea să facem o descentralizare pe cardurile astea sociale, ar fi super. Întrebarea, uite, provocarea și asta e pe care are Friedman e asta, legată de imigrația îți scade cheltuielile sociale, nu? Asta e teza lui. Da. Imigrația atâta vreme cât scade. Cât cum prin competiția între... Asistență socială, nu? Câte vreme... Deci el ce zice? Toate bune și frumoase, câte scade. Vreme nu există sistem asistențial. Welfare. Da. Nu, dar întrebăm gradualiști, tot scade, uite, prin competiția între state, dar chiar statele nu decid, nu au putere de deciderea imigrației, statele americane? Păi dați ce țin toți. Nu. El, nu, se referă, el se referă la cetățenii Statelor Unite. În sensul ăsta vorbește de imigrația între state. Nu pleacă numai mexicanii. Mexicanii, mă rog, că intră în țară, whatever. Dar ideea între state, în interiorul statelor. Da? Între cetățenii americani. Și nu se între cetățenii americani nu se pune problema. Poate să se mute oricine unde vrea dacă are chef de welfare. Cum?
De altfel se știe că se întâmplă. Nu. Coasta de est fiind invadată, scuză-mă, coasta de vest fiind invadată de toți homeless-ii din toată țara, care strâng bani de un bilet de tren sau se suie într-un tren de marfă și ajung în California și stau acolo. Da. Pe stradă. Și din două motive. Unul e cald și doi primesc bani. Și e bine. Al doilea că e vin. Dar ele nu pot decide, nu poate decide Texas să... Să ce? Cetățenie. Puteri, nu pot, putere nu? Au, dar trebuie nu să ajungă să decide. Dacă vin o mie de mexican, vrem să fim cetățen texan. Păi, dar nu există cetățenie texană, asta încerc să spun. Însă americană, dar s-o poate da Texas. Proiectul există să fie din nou Republica Texană, da. Dar... Nu, nu, deci nu se poate. Nu. Nu. E doar federal. Da. Deci atunci care e argumentul? Argumentul lui Friedman este pus e, pe tema asta, e puțin inversat. Mm. Toată lumea face referire la faptul că, domne, dacă avem niște programe sociale mari și generoase, o să atragă imigrație, că vine lumea pentru bani la noi. Numai că Friedman spune, nu v-ați gândit că situația s-ar putea să fie invers, că noi avem nu numai un proiect de welfare foarte mare și generos, dar avem și un sistem de imigrație actual. Adică, hai să ne uităm și în partea aia. Avem un sistem de imigrație actual care restricționează foarte mult imigrația. Dacă n-am avea un sistem care restricționează foarte mult imigrația, poate că s-ar termina banii. Bine, acum mie mi se pare foarte optimist și scrisă în contextul în care încă nu apucați să vadă tiparnița de bani luând foc de la cât de mult s-a supraîncălzit, s-a supraturat în ultimii ani. Știi? Adică partea asta din carte a scris-o când în 89, 91, în 2000. Încoace. Da, dar oricum mult înainte de expansiunea monetară aia fabuloasă, aia pe care o avem noi în clipul cu inflația, dacă tot am ajuns acolo, da? Adică era inflație, da, micuț așa. Adică, da, din 2008 a început să se ducă nesimțește în sus. Deci ce se întâmplă dacă vin ăștia? Cade... El zice că o să scadă welfare state-ul dacă tu lași inflație la mare, pentru că ne ajung banii. Eu aș zice că îi creditează pe politicieni cu foarte, 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 foarte mult bun simț și minte la cap. Și da? Limite. Pentru că el spune, dom'le, un politician zice așa, îi măresc asistența socială cu 10%, dar o să îi taxez pe cetățeni cu încă 10%. Da. Ceea ce se întâmplă. După ce mărește asistența socială cu 10%, ori se împrumută, ori nu vorbește nimic de tax. Da, nici ei nu se pot întinde la infinit. Deocamdată nici ei nu pot. S-au întins foarte mult. Caută limitele infinite. Da, nu la infinit. Caută, exact. Încă n-am ajuns înapoi în punctul hiperinflației din Germania. Sper ca până iese, adică în distanța dintre momentul în care înregistrăm noi această emisiune și până o dăm pe canal, care distanța nu e foarte mare, sper să nu ajungem la nivelul hiperinflației din Germania. Teza lui e că scade... Da. Pre-hitleristă. Da. Deci teza lui ești... Dacă vin 10 milioane... E o critică la conservator, nu? Că uite, exact. Dacă îți vin, nu mai fi anti-imigrație. Tu ce împotriva la ce? Păi sunt împotriva la welfare. Păi, imigrația îți scade, da. Bușește. Îți bifează, da. Ți-ar buși welfare state-ul, dar conservatorii și de fapt a zice că oamenii pragmatiști care se gândesc la cum funcționează politicienii ar zice că nu se întâmple așa. Adică genul ăsta de e adevărat că deci e adevărat ceea ce spune înlănțuirea e logică dintr-un anumit punct de vedere. Dacă tu ai restricții pe imigrație, îți permiți să dai mai mult cetățenilor, îți permiți pur și simplu dacă ai restricții, că știi că nu vine lumea, că ai restricții. Ok, dacă ai o graniță foarte poroasă, permeabilă, da? Tu poți să ai orice restricții vrei, că se dovedește că lumea vine.
Nu știu, vin și pentru ajutoarea. Bine, da. Asta e o problemă empirică. Pe de altă... Un argument liberal, cred că Milton Friedman, nu știu, Julian Simon, hai că nu vin pentru welfare, vin pentru joburi. Nu știu, hai să vedem empiric. Da. Poate vin pentru joburi. Deschide. Poate aici. Vin majoritar, poate 1% pentru joburi, un job pentru... Deci la cât de mulți bani se la welfare... Oricum, în discuția asta de closed sau open borders, am mai zis-o, mi se pare că poziția cea mai principală este property borders și association borders și oamenii o să hotărască. În primul rând, condițiile sunt să n-ai bani impuși și forma de bani impusă, să n-ai taxe și impuneri impozite. Și după aia... Welfare prin calitate privată, dacă vrei. Și după aia, dacă bifezi chestiile astea deja, după aia nu mai ai o discuție despre borders, că fiecare își aduce, vizită, angajează. Discuția pentru că avem proprietate comună. Exact. Cum zicea Rodol, proprietatea comună se creează conflict. Yes. Înțelegi? Ce să vezi? Dacă ai o agenție de protecție și unii cred că acea agenție de protecție nu trebuie să legalizeze un tip de contract, de exemplu gay marriage, și unii vor... Hai să mă cu să apară un conflict. Uh-huh. La fel și aici, unii sunt pro-imigrație, inclusiv Friedman e pro-imigrație. Alții ante, știi? Bine, și hai să nu ne mai ascundem și după deget, că de fapt mai e o problemă aici despre care nu se discută. Dar întotdeauna când discutăm problema imigrației, este și problema culturală. Uh-huh. Da? Uh-huh. La mijloc. Care, din nou, totul se rezolvă pe modelul ce a spus și Alex. Private borders, nu open, nu closed, private. Da, oamenii în sistemele astea în care s-au obișnuit că sunt tot fel de lucruri comune, oamenii s-au obișnuit că au drepturi de acces pe unde vor ei. Dacă ei se plimbau prin nu știu ce cartier și acolo au ajuns să fie proprietari nu știu ce cultură care îi încurcă, îi scuipă, nu mai place să mă plimb acolo, dintr-o dată și-aduc aminte că stai că eu eram proprietar și eu, parcă pe acolo cumva mă plimbam, era frumos și acum s-a stricat cartierul. Aia ei, sunt proprietarii. Dar nu trebuie să vină cineva din afară. Uite-te la... Poate să schimbe din nou. Nu trebuie să schimbe din nou, jumătate. Cum a fost cu statuile. Aha. Unii vreau să dărâme o statuie, unii vreau să o păstreze. Nu era nimănui, poate nimănui, era tuturor. Ce să facem cu ea? Da, corect. Păcând dacă era pe proprietatea unei universități sau a mea, era clar. Statuia stă, că altfel agresiune... Trespassers will be shot. Trespassers will be slingshot. Nu, cred că e corect ca intuiția asta. Proprietatea comună îți creează... Îți creează conflict. Dacă unul decide ce să mănânce, nu știu, toți români, pe la e vegan, să zicem, majoritatea românilor nu sunt vegan, da, o să apară un conflict. Așa aici. El nu prea discută, nu știu, cred că în carte nu discute loc argumentul ăsta cultural, care ar fi poate cel mai puternic. Păi... Argument pro... Eu aș zice că poziția... Bine, știu la ce zicea Alexandru, da, într-o lume libertariană avem drept de proprietate. Cum zicea Murphy, nu există drept de walking around, știi de aia? Nu există, există dreptul de proprietate. Întrebare e, ce faci acum? În lumea de azi, cu statele de azi, cu drumurile de azi, nu știu, aș fi mai degrabă partea lui Bloch, că trebuie să-i lași. Uite, zici că drumurile sunt ale contribuabililor, să zic. Asta e polemica Hoppe, Bloch. Cui sunt drumurile? Ia, și? Să zicem, drumurile sunt? Păi, da, problema, zice, până au proprietare almente, a zice să-i lași. Pe mine nu mă interesează faptul că sunt drumurile ale cuiva sau nu. Pe mine mă interesează dacă creștem sau reducem agresiunea asupra cetățenilor. Dacă tu îi lași și ei îți fac o seară de rebelion ca în Köln, da? Cine e de... Da, da. Și după aia... Și problema e că nu intervii. E amenințare iminentă? Păi nu știu, da, e cam iminentă în fiecare 1 ianuarie. Ba, da. Să zicem că înainte să întâmple aia e iminentă. Chiar dacă Rothbard la bătrânețe devine anti-imigrație, dar cred că poziția rothbardiană e că o plană și asumă discuții. Atâta timp cât nu e o agresiune iminentă. Păi, să zicem că nu e iminentă, dar după aceea vorbim de un eveniment. Nu vorbim de arabi și de nu știu ce. S-a transformat în tradiție deja. Dacă e tradiția, adică, nu e iminentă. Deci ea știu că va veni chestia asta.
Dacă nu faci te duci, e problema culturală, locală. Problema cui e? Problema poliției. Păi asta zic și eu, că e problema poliției. Dacă tu ai o poliție de căcat, știi că ai o poliție de căcat, da? Nu e normal să militezi împotriva... Nu, rezolv problema poliției, nu rezolv problema imigrării. Nu zic că nici a poliției. Cross borders. Strig libertarian nici măcar a poliției, dacă zici că poliția e nelegitimă. Auzi, ai putea să asemeni chestia asta cu libertatea față de substanțe? Ai putea să asemeni situația asta cu libertatea de a accesa substanțe? Zici, mă, au venit unii cu... Dă o glumă până la capăt. Păi, deci au venit unii care ar putea să facă rău. Dar tu îi lași să aleagă. E ca și carantină, ca toate... E ca și cum ai lăsat drogurile și zici, da. Sunt unii da. Care cultural... Așa, mă rog. Ăștia au o problemă culturală. Dar cu drogurile nu e fix cultural, dar mă rog. Paralela, da? Și zici, lăsăm libere drogurile? Păi da, că oamenii o să aleagă. Lăsăm liber cultura ciudată? Trebuie să aleagă. Și atunci ajungi la ce a zis Gabi. Ăștia aleg prostii și tu trebuie să ai apărarea foarte bună. La fel și ăla cu drogurile. Okay, nu oprești drogurile. Oprești agresiunea individului care, mă rog... Am înțeles și dacă nu ai, ce faci? Și dacă tu când vrei să o creezi, vine statul în capul tău și n-ai nici second amendment, da, cum au făcut în Marea Britanie, da? Că, că Marea Britanie, hai să pornim de la, nu, de la multe, povestea dacă asta. Ai da? Dacă ai multe în Marea probleme, Britanie, de exemplu, s-a deschis, să termin povestea, s-a deschis imigrația la liber din fostele colonii, că fostele colonii, whatever, mai Commonwealth and shit, da? Restituție, de fapt. Ok, și au venit tot felul de alte culturi. Dumnezeu nu doamne. Și au venit tot felul de alte culturi non-britanice, care nu s-au asimilat în... cultura britanică, poliția i-a lăsat în pace, că domne să nu fim rasiști și nu știu ce. Da. Și au început oamenii de rând să creeze miliții locale, care să mai țină puțin de ordine în cartierele astea mărginașe, da? Uh-huh. Poliția și poliția se ia de ăștia, bineînțeles, că i-a băgat la închisoare, că cu ăștia nu poți fi rasist, că ăștia sunt albi. Da. E? Da, mă gărie. Adică eu asta încerc să spun aici că ce se întâmplă astăzi. Tu vrei să spui, nu că trebuie să ne gândim la argumentul individual. Nu, luăm și judecăm fiecare om în parte și până la urmă e păi. La războiul din Ucraina spunem care voie să forțeze Zelenski? Răspunsul nostru care? Răspunsul nostru e că nu. Păi ce așa și aici? Păi da, nu un conflict între o poziție utilitaristă în care mi-e frică de ăștia. Nu. Și acolo le-a întrebat cât de justificată e frica. Răspunsul cât similar și... vorbim aici de alt stat. Limitarea. Întrebarea e dacă are voie. Ai tu sensibilizezi conservatorii. Conflictul e același între principii și utilitariști. Utilitarism, mă, eu n-am chef să deștept aici. Sunt agresiv, sunt nesimțit, sunt nu știu ce. Poziția principială nu intervine decât când inițiază păi violența. Da, eu asta încerc să explic, că nu e o problemă de principii conservatoare sau nu știu ce, e o problemă de strategie, e o problemă pragmatistă, da? În lumea asta, da? Asta, deci, asta e limita pusă de scenariul lui Vali, că ce faci azi? Știi, și azi ai tot fel de lucruri strâmbe în care ai statul, ai chestii comune, ai nu știu ce, și astăzi ce poți să mai faci? Și deci, da, astăzi niște libertariani, nu e o minune, Costel, nu e o minune. Dacă ai o cetățeni libertarieni, poți să faci chestia asta, că atunci să îndreaptă societatea după valori libertariene. Inclusiv în logica etatistă de astăzi, poliția actuală poți să faci ordine în poliție ca să nu se mai ia de miliții și să ia de chiar agresorii adevărați. Da, ok, yes. Trimiți miliția peste miliții? Adică vrei să spui că cumva, magic vorbind, o să reformăm statul, o să facem statul mai bun, o să-l facem mai eficient și dintr-o dată noi libertarieni o să ne aliem cu statul care o să funcționeze corect cum vrem noi și o să ne rezolve toate problemele. Nu. Păi așa mă gândeam și eu, că nu spunem asta. Nu, spunem până la nu ne aliem, dar în logica etatistă, tu spuneți, poate să existe o poliție din asta care să fie foarte eficientă la aplicarea legilor. Nu, eu nu spuneam, existente. Eu spuneam să ne aliem cu statul, eu spuneam să ne aliem cu
gloata care gândește restrâns, dar care lasă libertarianismul să fie posibil. Pentru că argumentul în sine, pe numere mari, este următorul. Nu o să ai niciodată libertarianism într-o populație cu IQ scăzut. Nu poate. Nu poate să ducă. Nu, eu zic că nu. Nu se cuitu. Nu poate. Nu poate să ducă. Plus să mai să gândești și chestia toată asta, chestia sunt asta. Majoritatea oamenilor au IQ scăzut? Majoritatea oamenilor sunt dezaxați? Nu. Majoritatea oamenilor sunt degenerați? Toate argumentele conservatoare, toate fiicele... Majoritatea oamenilor au un IQ mediu. Deci nu sunt dezaxați, medie. Dar sunt socialiști. Deci nu e scăzut. Sunt socialiști din pentru că au acest IQ mediu. Au. Deci e mediu. Stai, nu e o problemă culturală? Și chiar și, chiar și la IQ scăzut. Deci dacă tu ai în față o teorie, cum e socialismul, dar care se contrazice fundamental în trei noțiuni de bază, aha. Și tu zici, nu frate, eu sunt socialist, că așa e mai bine pentru toată lumea, nu crezi că e o problemă de IQ? Nu. Nu, e de ignoranță, nu s-a dus mesajul la oameni. Da. Păi stai, și ignoranța nu e o întrăsătură de IQ? Ce are în vedere? Uite, de Nicuș Jordan, dar ce au în vedere când zic socialist? Matematicianul. Ce crezi că nu știe pe acolo la matematică? Și uite-l la matematică știe, dar restul... Einstein, lasă-mă că Nicuș Jordan. Einstein. Deci ce să mai... Somitățile vieții. Așa cum e genial pe chestii de fizică, e un primitiv pe chestii de filozofie politică. Și în timp ce miză Drogba, sunt niște genii. Stai puțin. Deci să simplificăm. Deci tu zici că lumea de astăzi, pragmatic vorbind, o soluție pentru liniște și pace este ce vor oamenii. Inclusiv Drogba pe puțin valii sau invers. Ce, când la bătrâneți? Da. De zic a greșit. Și poziția care ar fi? Că mai pragmatic astăzi, ca să fie bine, ca să simplificăm, ca să fie bine, ar fi să nu îi lași pe toți tâmpiții să vină, ca să fie în liniște și să nu ne... Eu am spus că este mai simplu să convingi, părerea mea este că e mai simplu să convingi lumea de principiul agresiunii și de valori libertariene, dacă nu-ți vin, sunt capabili, dacă sunt capabili să le priceapă. Mă rog, asta e valabil și despre cosmotrici. Ce vreau să zic? Ca PR, uite, ziceai de PR, de strategie, de nu știu. Nu, mi se pare că stânga se dus mai mult în mesajul conservator. Nu înțeleg. Stânga asta, multiculturalistă, deschisă, de ce e ea dominantă? Așa. Oamenii sunt de acord cu mesajul ăsta. Înveți? E universalismul ăsta. Păi nu e dominantă, că doar așa. O fi populismul simbiotic. Dar la noi okay, nu și așa open borders la noi. Bă, zice că oamenii e jumătate, nu știu, trebuie să vezi pe cifre. Dar zice că românii n-au... Nici ea nu vine. Românii sunt și foarte toleranți. Deci noi avem foarte multe etnii printre noi și nu avem frecușuri așa după ziua în România. Nici nu vine, știi? Deci dacă nu, și dacă vin, Germania sau... Nu, dar problema, ideea e că și când vin, nu sunt isterici ca în partea-ilaltă. Vai, eu nu fac nu știu ce. Imediat beau țuică, mănâncă sarmale. Nu vin așa mulți. Nu vin așa mulți. Și-au venit numai căruia care le place porcul. N-au venit anumite, să zicem, subculturi care cauzează probleme în vest. Marocanii sunt. Pentru că nu există din câteva motive. Unu, n-avem destui bani prin comparație. Ca să o ducă nu avem afinitate și căi de intrare. Da, marocanii au unde să intre în Franța și Italia pentru că... În Spania. Da, inclusiv în Spania, pentru că Marocul a fost pe rând colonie spaniolă, franceză, au program din ăsta de intrare. Africanii în Italia cu coloniile lor, Somalia, Etiopia, Libia. Dunărea îi ține la bun, avea dreptate neamțul. Noi, faptul că n-am avut niciun fel de colonii, nu există pârghie de asta de intrare. Codri, în cor. Da, către alte culturi. Deci la noi e bine că suntem la porțile. Pe de o parte, pe de alta, okay, zi. Pe de alta mai sunt și poveștile astea care le placă ce Vâlsan să le să le repete cu o colaborare foarte strânsă între statul român și cum să spun, căpetenile religioase ale altor religii decât cele ortodoxe. Adică
o instituționalizare la nivelul moscheilor, care de-abia acum ar începe să fie copiată de Franța și Germania, care până acum i-au lăsat de capul lor. A, pe când la noi a fost cooperare... De la început, ca să ordine... ne înțelegem cu ăștia care au rămas după războiul de independență. Da, da. Adică are tradiție de sute de ani povestea asta. De 100 și un pic de ani. Da. A, să-i lasă confiață, ok. Adică să fie controlat, să fie genul de musulmanism non-violent, non-conflictual. Adică au discutat dinainte. Strategică, tot ne place strategia. Cine cucerește mai mult head and minds? Că asta vrem, știi? Să... Așa. Un mesaj universalist de solidaritate a tuturor oamenilor. Toți suntem oameni. Sau unul tribalist, noi și ai noștri. De care ți se pare care succes? Și pe ce vedem și pe ce va fi vreodată. Noi și ai noștri. Nu mi se pare. Mm. Ba da, eu zic că noi și ai noștri. Depinde de nivelul de bunăstare și nivelul cultural. Exact. Afară. Că noi și ai noștri nu... Astel, nu place, ai, la noi, la noi unde e sărăcie... Uite, e următorul sondaj în Dodi. Da. Deci mi se pare că la noi unde e sărăcie și lucruri și tristețea rusească, dacă întrebi cine, noi și ai noștri, românii o să zică noi și ai noștri. În vest, unde e bunăstare și că cultura asta globalistă, tralala, zici, vai, să fie toată lumea de pe glob, da. Deci contează și... un ce pui semințele. Deci, nu, vorbesc Roma, Roma s-a prăbușit tocmai de asta. Roma venea cu un mesaj universalist. Toți sunteți cetățenii, romani. Da, 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 nu, dar are legătură. Toți sunteți cetățeni romani, toți aveți aceleași drepturi, au început să invite, după aia inflație, chestii, au început să invite, nu-și mai puteau menține armata. Da. Apropo, tot ce discutam și de... intră și armata la problema asta, dar nu-și mai puteau menține armata, au început să primească pe teritoriile lor, în bulk, tot felul de triburi. Goți, ostrogoți, vizigoți, tot felul de triburi din astea, cu ideea că ei au structuri militarizate, fac ei, se ocupă ei de armată și în felul ăsta ne-am rezolvat problema. Am mai ținut vreo câteva zeci de ani, da? Până când n-au mai fost bani. N-au mai fost bani, s-a terminat statul social, s-a prăbușit și ce să vezi? Ce mesaj a triumfat în clipa în care n-au mai fost bani? Ăla tribal. Triburile respective s-au reformat, au venit până la Roma și au spus, băiatul, nu te supăra, dă-te jos de patron. Nu mă gândesc la universalism, Iisus, Socrate, toți ăștia sunt universaliști. Da, pentru o religie funcționează varianta universală. Și atunci când nu ai o constrângere pe restricții, funcționează un mesaj universal. Exact. De acord. Adică ele pot să meargă în paralel, de fapt. Dar se duce mai mult decât un mesaj de ăsta. În situații, de criză și de restricție, întotdeauna se va duce mesaj tribal. Trebuie să desfințezi efectiv tribul, ceea ce se întâmplă în vest, pe criterii globaliste. Dar problema este că atunci când o să ai o criză care să lovească un criteriu, o zonă în care tribal, conceptul de tribal a fost desfințat, da? Atunci când o să ai o criză, o să vezi că nu o să fie strângem toți mână de la mână, suntem frați. Cum a fost în pandemie. Nu, o să fie om la gâtul oricărui alt om. Noi în pandemie, statele au încercat să-și rezolve. De-abia atunci o să dăm peste Hobbes. Da. Nu, mi se pare că ăsta nu se duce și că nu are viitor. Și de-aia și conservatorismul e bai de mama lui. Nu cred. E o chestie tribalistă, o chestie care în timp ce... Nu cred. Deci ce se duce mai mult când spui, domnule, slava Ucraina, știi, sunt... Așa. Sau când zici, domnule, nu mă interesează, dă-i măsă. Care mesaj ajunge la suflet mai mult? Păi nu știu. Păi da, dar e o formă de... Care mesaj se pare că a ajuns mai mult la suflet? Slava? Da. Păi, dar mie mi se pare că ăla e o formă de tribalism. Ăla e tribalist. E tribalist. Deci ai văzut un mesaj cu staua acasă? Susții tot un trib, doar că ălalt. Da. Mi se pare. Nu, mi se pare că e o chestie universalistă de a ajuta niște oameni. No. Alții decât tine. Știi? No. Da, e frumos. Dar ei sunt alții, nu suntem noi. Dar de ce ai ajuns pe aia și nu pe ruși? Da. Adică ruși să noi. Dar ideea e că ajuți pe alții decât tine, știi? Ajuți pe alții. Păi nu, că te... Împinge un mesaj ăsta izolaționist care zice nu mă interesează. Dacă rușii sunt răi, ești în continuare într-o paradigmă tribalistă.
Universalism e că ești deschis către alții. Am înțeles, dar ca să fii deschis către alții în mod universal, nu spui slava Ucraina, nu spui slava Ucraina, spui slava, punct. Slava tuti. E o chestie de identificare a lor, să zicem. Da, trebuia să îi atașești și pe român ca să avem doi ca să mai fim rasist sau... Ideea este că trebuie să spui, doamne, și ruși sunt oameni. Trebuie să înțelegem și pe ei. Cetățenii ucraineni, romii ucraineni. Trebuie să fim în toate. În clipa în care tu spui ucraineni, ești într-o paradigmă tribalistă. Cetățenii sunt niște oameni de bun simț. Lor le place pacea, armonia, le place să mănânce, să cultive. Statul ucrainean și cu statul rus fac niște tâmpenii de te doare capul. Taman, asta ar fi, dar atunci trebuie să fii cu toți, nu cu ucraineni. Nu, păi da, nu cu un șos, sprijin, cel puțin alături la ruși. Chiar și la ucrainean, defensiv. Ai un sprijin acolo, că altfel n-ai avea conflictul. Zi. N-aia. Mi s-a părut că vrei să spui ceva la un moment dat. Da. S-a dus? Nu merg. Nu, o știu, dar nu vreau să o mai zic. Ziua. Hai! S-a cântat internațional la socialiste în Paris, ierele astea. Cu pensiile, știi? Dar ce? E o surpriză? Zici ca și cum ar fi, nu știu. E o surpriză că a mai rămas. Surpriză că a rămas. Te-ai fi așteptat să fie evoluat. Dar iată că... Da, deci magrebieni, negri și albi la unison. Da, dar și repetat înainte. Iauzi unde-i frăția între popoare. Da, exact, la Paris. Cine zice? Iar într-un parc. Păi dacă tu ești împotriva lor, știi? Dom'le, păi votează democrat. Păi dacă ăștia sunt împotriva lor? Cine sunt împotriva lor? Statul francez. Republicanii. Anti-imigrație, știi? Așa. Nu, zic ăștia, dom'le, de ce votează minorite? Păi dacă ești împotriva mea, să nu viu aici. Uh-huh. Sunt democrații care sunt mai permisivi să vină în America. Da, în America. Uh-huh. Și republicanii care stand. Și după aia republicanii se plâng. Uite cu nenorocitele astea de minorități. Păi nu știu. Poate au un motiv, știi? În care poate nu te votează. Simțit că păi, ai ceva cu ei. Da. Dacă unul se ia de tine tot timpul, știi că nu prea ai ce căuta pe acolo, poate că nu-ți vine să votezi cu el. Păi da, dar uite, îți repet exact pe tema asta, te fac să te gândești. La felul în care Florida, în ultimele alegeri, pe barba imigranților cubanezi, s-a transformat din swing state în republican convins. Da, foarte. Tot pe baza imigranților. Adică imigranții nu vor alți imigranți. Pe Costel, trendul general este asta. Ai un partid care este mai mult sau mai puțin împotriva socialismelor. Da? Și alții care zic socialism pentru toată lumea, veniți la noi că avem socialism. Și zic, nu, socialism înseamnă și să nu veniți voi. Da? Uh-huh. Și ai o parte de imigranți care au fugit riscându-și viața de socialisme, mă refer aici la imigranții cubanezi, care votează aprig împotriva democraților. Da, deci contează cultura, asta e ideea aici. Nu? Că ai imigranți care o să voteze welfare, dar ăia trebuie să ducă în... Sunt și generații mai vechi, mi se pare mie, acolo, în Florida. Da, că au... Nu sunt noi veniți. Băieții au văzut care e treaba cu Florida, până la urmă. Da. După 10 ani, 20 de ani de tot acolo... Da, tot e o problemă, știi, uite, și dacă vii din Cuba, știi, și ăla e republican și zice că n-ai ce căuta acolo. Băi, nu, că republicanii n-au nicio problemă cu cubanezii. N-au nicio problemă cu refugiații. Cum? Dispensă? Cu refugiații. Cu refugiații. Dar cu imigranții are. Păi. N-aia. Da. Nu știu dacă ești român, la fel. Anything else? Nu. Din asta? Da, e de discutat. Eu tind să cred că... Deși cred că nu are viitor. Uite, deși oamenii erau mai optimiști, crește UE luând o razna. Așa, clar că a luat-o pe arătură, o să ai ascensiunea populismului, dar mi se pare că asta ține pe loc. Și conservatorismul respectabil lasă populism. Chestia asta că e tribal, chiar e tribal. Da, chiar e tribal. Din nou, în condiție de criză, strategia tribală e aia evolutivă. În condiție de criză, dar viața nu e o condiție de criză continuă. Păi nu fi o condiție de criză continuă, dar putem să viața nu e o situație. Putem să fim de acord că suntem într-o condiție de criză?
acum, mai mult sau mai puțin economic, declanșată de state, de whatever, care e criza, s-au dus jumate din avere pe apa ploii. Chiar s-a dus? S-a dus da! În 3 ani de zile. Păi e o formă, s-au ars niște bani, e în regulă. O să scadă inflația. Eu am temorat, parcă pe 2008 erau terasele ochi și nu duminica, luna, marți. Dom'le, chiar e criză, știi? Păi, din nou, în 2008 nu era în România, tocmai pentru că avea unul de câștigat niște alegeri și pompau bani pe îndatorare și duiumă. Și a venit după aia. În 2010 mai erau terasele pline? Nein. Sau era foame? Da. Era. Era. Mare, pe aceasta nu tot optimistă. Deci ideea care cât scade, asta ar fi noutatea Friedman. N-am auzit argumentul ăsta. Da, nici eu nu l-am auzit. Revenind la litera cărții, argumentul lui Friedman era exact ăsta, faptul că dacă tu deschizi granițele, cresc motivațiile pentru politicieni să scadă statul asistențial. Tocmai pentru că vine lumea, ei ar trebui să crească taxele, sau dacă nu cresc taxele, știi, păresc bani, până la urmă tot produc niște efecte rele în economie și la un moment dat le dă lumea în cap și zice, băi, stai puțin că nu se mai poate. Acel moment îl așteptăm cu un frigurare în care să politicienii o să primească o atenționare din partea populației că nu se mai poate. Dacă se mai întâmplă și asta, nu? Adică, da, ultima oară aveam eu 7 ani. Dar nu în mod consistent. Și ei de-abia anii 90 și au mai fost. Se mai întâmplă schimbări, dar doar când le ajungi, când se supără. Schimbările în general în jurul procesului, în jurul statului, procedeelor statului asistențial sunt în general mici, foarte mici. S-au întâmplat, pot să vă spun că nu mai crește. S-au întâmplat, s-au întâmplat în anii precedenți în Danemarca. Au mai tăiat un curs de acolo, au mai tăiat nu știu trei ce. Niște, da, chestii de astea așa foarte conexe, dar nu, grosul rămâne. Da, și e posibil să și crească. De ce e posibil să și crească? Pentru că inflație. Și dacă nu crești din preună cu inflația, o să începi să ai pături de nemulțumiți între oamenii pentru care depinzi pentru voturi. Și fără, da, dar și fără inflație, dacă ești mai bogat, o să mai ești chiar așa la bani. Nu ești așa disperat și că intră lumea în foame. Depinde, dai, cum ai ajuns bogat. Germania își permite, știi, să... Da, corect. Și când zic așa, uite în Germania cât cheltuie pe, nu știu, pe educație. Cheltuie pe multe lucruri, știi? Da. Ne are bani, dar are bani să-i cheltuie, știi? Altfel sunt ruginesc. Ok, acestea fiind spuse, voi de ce părere sunteți? Tribalistă sau universalistă? Open border sau close border? Scrieți-ne jos în comentarii. Cred că sunt close. O să vedem. Pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție, răbdare și vă urăm libertate, că mai bună decât toate.